Poate o să sune arogant, un pare rău, poate, poate că așa sunt, dar am crezut mereu că sunt menit pentru o treabă de genul. Eu nu m-am văzut niciodată nimic altceva. Eu am vrut să fac filme de când aveam 10-11 ani și îl vedeam pe Vandam. Adică eu atunci știam. Eu niciodată n-am vrut să suport pe nimeni. Asta e cumva crucea pe care eu mi-o port. Că încerc să mă placă toată lumea și. Și crezi că e bine asta? Nu e, te omoară, te macină, te distruge de pe interior, să vrei să te placă toată lumea. 95% dintre comentariile răutăcioase vin din niște frustrări. Și mi-am dat seama de ce. Nu ale tale, ale lor? Ale lor, pentru că și eu sunt frustrat, de altfel. Și eu am frustrările mele, și eu când am un gând negativ față de cineva, realizez că e dintr-o frustrare de-a mea de cele mai multe ori. Ne și expunem la toată ura de care vorbeam mai devreme. Însă, când reușești să oferi înapoi ori oamenilor, ori părinților, ori faptul că ai destui bani să le oferi ce ai zis tu, bă, să salvezi din... viața. Să salvezi viața, atunci totul, totu are sens. Nu mai contează că mă înjură 10 oameni acum pe Facebook, când eu îmi permit să o zbor pe mama mâine în Viena să-i fac toate analizele. Nu mă mai duce discuții, <laughs> nu credeam că. <laughs> oh, ce discuții grele, nu vine să cred. Mi se pare funny că știi să pui întrebările corecte, adică. <laughs> na, na uitați vă cât de bun ești. Știu că e un clișeu, dar eu n-am cunoscut părinți mai buni. Adică, ce au făcut ei pentru noi și cum ne-au pus pe noi și cum trăiesc pentru noi, e, pentru mine e. Eu nu, nu cred că o să pot fi un părinte atât de bun cum au fost. A zis, a trebuit să zbor pe partea cealaltă a globului să realizez cât de mult te iubesc. A fost prima oară când cumva am înțeles cât de mult îmi iubesc fratele, ca să zic așa, știi? Ziua în care eu am plecat până azi este. Nu știu dacă, mai, dacă e cea mai tristă, dar e în top 3 cele mai triste zile din viața mea în care eu am plecat. Doamne, am plâns o săptămână întreagă, am plâns. Dar tu de ce te-ai întors în România? Foarte simplu, eram foarte nefericit în America. Nu, nu mai aveam bani. <grijin> <grijin> Bă, e bun om, e bun rău, nu Nu cu el. No. Admirație, admirație. Doamne, ferește, mă faci să vreau să-mi sun prietena, efectiv. Da. Și -a fost. De ce îmi răspunzi atât de urât? Ce s-a întâmplat? Ok, bun. Asta a fost super. Eu am o relație foarte drăguță și aparențele înșală. A făcut videoclipuri, filmulețe pe internet, seriale, filme, dar cel mai mare, cea mai mare realizare a lui este că... Că mm, a ajuns la podcastul ul Ciucă să bagi asta în prăbun. Cât să de bun? Acest podcast cu tine E, e. e senzațional. La podcastul acasă la, la Moruț. Știi ce zic? Mergem? Uh -huh. Ne punem căștirea să vezi cum ne auzi, bro. Bro, bro, bro. Pom, nu facem și noi o cafea înainte da, să începem? Altă lume. Cum? Facem o cafea înainte să începem. Uh, vrei cafea? Sigur, un espresso, dacă se poate, vă rog frumos. Vă rog frumos să avem uh, cafea, o comandăm uh, din telefon. De longhi. sunt uh, partenerii noștri, prietenii noștri. Ia uzi, ah, a și pornit din telefon. Te uite aici, uite aici telefon. Uite telefonul, deci dacă de n-ai un de longhi la casa omului, eu zic că e ce trebuie. Sunt numărul unu în uh, lume. Mersi mult, Brad Pitt face reclamă. Mersi mult. Deci îmi faci cadou și o cafetieră. Apreciez enorm. Cafetieră. Bă, okay. omul ăsta e mult prea darnic. Deci am povestit oameni buni că omul ăsta nu se plece cu mâna goală de la podcast și cafea doar cafea. Cafetiera cred că ne mai rămâne nouă. nouă. Espresso nu ne mai rămâne nou. Tableta. Rămâne la noi. Dar vedem ce putem. Dar bă, începem podcastul, nu? Da, am început deja. Ozaș, vrei -și tu cafea? Da, da, da. Perfect, ce ok. Pozași. Ce vrei? Espresso lung. Ok. Perfect, de longhi, oamenii noștri care ne ajută să avem cafea și invitații noștri să fie răsplătiți așa cum trebuie, espresorul numărul 1 în lume. Dăm noroc cu prietenul nostru, bro, salut și bine ai venit la podcast! Bine v-am găsit, bine v-am găsit, doar o mică întrebare, oare se poate da ușor mai încet din căști, din că Domnul are și voce din aia de TV, care îți pătrunde O să până vorbesc în șoaptă alături aveți. de noi la podcastul Acasă la Măruță. No, este că Bromania. Nimeni altul decât că Matei, Dima. Că Matei Dima. Acum ai voce de radio asta. <laughs> Acum te-ai dus în radio. E, e mult mai bine. Am mersi. făcut da. radio și da. mi-a plăcut da? mult de tot. Da? Da, am fost pasionată și fascinată de, de lumea asta a radioului. Și uh, felicitări, în primul rând, pentru, uh, bro, pentru team building, mulțumesc. și în altă ordine de idei, mi se pare că ești unul dintre cei mai uh, vizibili regizori, producători, actori în ultima perioadă, în ceea ce înseamnă filmul românesc. Să bem pentru asta! Mulțumesc mult de tot, mulțumesc de invitație! Salutare că... la toți cei de acasă și sănătate. Mulțumim că mergeți la film. Doamne ajută nu de alta, dar oamenii au mers într-un număr foarte mare. Ați avut record în prima săptămână? Da, avem un record, de 190.000 de oameni au fost în prima săptămână. Record, mulțumesc! Cu drag. E ok, merge în continuare aici la noi. Uzina merge, fabrica merge. merge Trebuie prin să o dau șat că mai vine una. <laughs> merge el prin telefon, dar nu ți-o aduce la masă, din păcate. La, la următorul podcast, când vin la următorul film, cu cea mai mare plăcere. Dar da, a fost record și mai tare e cumva că na, mă, mă, eu acum sunt într-o mai prins astăzi și în zilele astea foarte ca ai zis că, băi, ești puțin încordat, dar sunt încordat pentru că se întâmplă chestii wow în viața mea. Adică, faptul că oamenii vin din nou la un film după ce au venit la Miami Beach, unde a fost iarăși un record, a venit pandemia, război, ce au mai fost pe la noi. Și acum faptul că iarăși vin și se bat iar recorduri, e, pentru mine, eu, mie nu vine să cred Și în fiecare zi așa, gen, mă uit pe cifre, mă, mă, gândesc, bă, oare vine ceva, ne oprește deodată ceva, adică am frica asta, așa, un fel de PTSD, știi, ptsd știi, ca după război. Da, știi cum e toată povestea asta? La un moment dat oamenii vin pentru că e un produs foarte fain, eu am fost la filmul ăsta și uh, ți-am zis de atunci, fără absolut nicio problemă, mi se pare foarte tare, m-am distrat, m-am amuzat, uh, l-aș vedea oricând a doua, a treia oară, ceea ce o să și fac a doua oară, am promis că mergă din nou uh, cu gașa, gașca de la podcast. Pozașul Căiți. a fost. Pozașul a fost. Da, da, da. Păi, eu n-am fost. Eu n-am Pozașul, pozașul a fost. fost. fost, adică fost. Ți-a plăcut? Fii sincer, da, dar sincer. Mă rog, vezi? Deci... Am maxim. I-a plăcut. Da, da. Perfect. Da. Greb a fost? Eu l-am plătit de două și l-am văzut toată. Am înțeles, de deci... ce? Ăsta e genul de om pe care eu caut. <laughs> ce faci mai încolo, puștile, vrei să lucrezi? <laughs> da, e, bine, e bine. Ciu că mai are să-l Eu semn, vreau, da. eu vreau. Dar am auzit numai lucruri bune despre el și îmi doresc Doamne ajută, doamne ajută, mulțumesc. mulțumesc Perfect, mulțumesc. foarte bun filmul, recunosc, mi-a plăcut, îl recomandăm în team building, dar în același timp, nu știu dacă atunci când te uiți la cifrele astea, este pe principiu, bă, mă uit la cifrele astea și mamă, am făcut un produs super tare, uite, oamenii iubesc ce am făcut, sau mă uit la cifrele astea și zic, Haide că e bine, se pare că o să acoperim investiția. E, e o combinație. Când pentru că stai... tu ești și actor și producător în da. filmul ăsta și trebuie să le cântărești pe ambele. Da, am produs toate filmele în care am apărut până acum, probabil de am luat și rolurile. <laughs> da, îl și... cunoșteai pe producător. Da, îl cunoșteam. Da, chiar aveam o glumă că eu am o rată de 100% succes la audiții, că orice rol la care m-am dus l-am luat. Dar bineînțeles asta pentru că sunt producător. Uh, și e o, e o combinație, nu pot zic că nu-mi e fundul ca să zic așa și să ne recuperăm banii, mai ales că eu joc lucrurile foarte aproape de inimă și la, adică și din punct de vedere al banilor mă, mă bag cu tot ce am și din punct de vedere al dedicării mele față de produs. În team building ultimii doi ani mi-au schimbat culoarea la barbă, adică eu nu da, aveam da. atâtea fire albe în barbă înainte de team building. Cât a durat să faceți team building? Uh, Doi ani în total. De ce zic doi, doi ani? ani? Da, pentru că dacă zic că au durat o lună filmările, oamenii zic, a, păi stai că e, nu e mare lucru. Dar noi un an de zile am stat pe scenariu, împreună cu Alex Coteț, care a scris scenariu. Semnal... Foarte bun. Coteț, jos pălăria, știi? Că am zis, am lucrat Cel mai cu el bun. Cel mai la bun. ceva proiecte și omul este senzațional. Cel mai bun și uh, a lucrat împreună cu mine și cu Micuțu timp de un an. Asta, acum, nu vreau să mint să zic că au stat în fiecare zi și el este un om foarte ocupat, face o groază de reclame bune. Micuțul la fel are proiectele lui și eu aveam la fel, dar timp de un an ne întâlneam o dată la două, trei săptămâni și mai mai aruncam idei. Da. El venea cu propuneri că el a, a și lucrat într-o corporație și de-aia a venit cu foarte multe insight-uri care acum sunt virale, gen kind reminder și așa da, mai da, departe. Da. Mail-urile clare din corporație. Da, el avea acest limbaj și, și oricum el înțelege foarte bine cum să facă un produs relatable. Uh -huh. să-l să înțeleagă toată lumea. Și a durat aproape un an după care am zis gata, îl facem și am intrat în preproducție. Preproducția durează trei luni. Trei luni în care tu stai și stabilești băi, bun, unde filmăm? Cu cine? Când? Când ne costă? Avem nevoie de aia? Avem nevoie de mașinile Avem nevoie de actorul ăla, Avem programul lui? după care pregătești acele trei luni ca timp de o lună când filmezi să fie totul la secundă, să nu faci overtime pentru că te costă extra, să, să, nu, să nu fie greșeli, să, să, nu ratezi nimic de filmat și așa Încă mai asta departe. te costă, iar când tragem linie, de fapt, investiția ta, pentru că, uite, la podcastul ăsta putem să le dăm și ceva cifre oamenilor, dacă le-am spus numărul celor care au venit în prima zi de la lansare, nu? Da. Putem să spunem cât costă filmul ăsta, cât a costat team building? O să le dau mai mult un ballpark pentru că încă se lucrează la el, dar este între 500 și 1 milion. Undeva la jumate, între 500 și 1 milion de euro cred deci, că se închide. când ajungeți cu facturile la final de adunat, poate să fie un milion, dar oricum 100% este peste 500 .000. 100% da, nu cred că ajunge la un milion, cumva ne-am cam terminat să zicem cheltuielile pe film acum mai și doamne așteptăm să să vedem ce se întâmplă în cinema, dar este o sumă uriașă, o sumă foarte mare pentru un film independent românesc. Cu bani adică banie ați adus voi de acasă da. și mă refer la voi România pentru că tu ești producător, Micuțu da. e producător și, și este și Micuțu asociat. Doar voi doi? Nu, nu doar noi doi. Eu am o firmă pe care am făcut-o împreună cu Ștefan Lucian The de Global. la de la Global, da. noi suntem parteneri de mulți ani, în mai multe mm -hmm firme și asta e o firmă pe care am început-o odată cu Miami Beach. Nu, după Miami Beach. Miami Beach l-am făcut doar cu Codin și cu Jesus, după care am zis, bă, hai să, să-mi trăiesc visul de a face filme și am deschis această firmă numită Vidra. Vidra Productions. Perfect. Deci, oameni buni, aflați cam care e producția unui film care ține oră și 40 de minute în cinematograf. O oră, oră și 30, 30 fix. O și 30. Din care s-au scos foarte multe secvențe, pentru că era prea lung și probabil lumea s-ar fi plictisit în cinematograf. Le-am văzut multe postate la Micuțu pe cont, le-am văzut în diverse locuri, chestii care n-au mai intrat în film. Da. Cu toate că erau senzaționale. Oamenii cumva le și mixează între ele. Am avut și sketch-uri stand-alone. Niște sketch-uri făcute în, în lumea corporației sau în lumea team building-ului, sau făcute cu influencer de pe TikTok, care nu apar în film, nu au nicio treabă, dar noi vrem să atragem atenția asupra filmului și asupra brandului ului team building. În schimb, am și scos scene întregi din cauza că era, practic te uzi la un film ca un tot și zici, bă, aici parcă e o frână prea mare în poveste, asta nu ți ajută scenariul mai departe, asta nu ne-a ieșit bine pe zona aia, nu știu Sau și... scoate o anumită secvență pentru că te amenință galeria rapid la un moment dat și zici, da. bă, haide să nu inflamăm mai mult decât e cazul? Scoți scene Ați și că nu știi să te bați, <laughs> adică scoți mă. La aia cu rapid ați avut că era kind reminder, iar da. în limbajul corporatiștilor, kind reminder înseamnă să-ți aduci aminte că trebuie să răspunzi la mail-ul ăla, da. numai că subînțelesul era cu totul și cu totul altul. Da, era o Era un... de la uzim pe stadioane. Da, era o înjurătură. Aici nu se înjură, nu începem în început. Putem putem, putem, putem să zicem, putem. putem, putem. Da, na, că e deja viral, la, știe, știe toată lumea. Se termina cu kind reminder, practic în autobuzul în care eu învățam ce înseamnă corporateză, se termina cu kind reminder-ul rapid care eu le explicasem că înseamnă muie se spune în corporație gen kind reminder înseamnă gen muie îmi dai odată rapoartele alea pe mail și uh, s-a transformat în această glumă care în continuare cred că e o glumă structural foarte bună și inedită, dar în ce nu știam noi era că face parte dintr-un cântec cu conotații rasiste majore noi, nemai fiind pe stadioane de nu știu cât, și chiar, da, când eram copii și mergeam pe stadion, auzeai câteva, auzeai... Uh, uh... Încă o în jur, muesteau, muesteau, ei, ei, muesteau, muesteau, ei, și mai ca rapid. Și de ne-au rămas astea, noi nu știm că ele fac parte dintr-un cântec care în jur a... Așa, scos momentul ăsta ca să nu fie o chestie să se întoarcă puțin împotriva voastră. Da, eu nu vreau să las nimic să păteze cumva filmul în ideea în care el are o groază de glume oricum, e full, e plin de glume, e haios, vreau să se bucure toți oamenii de el. Noi nu știam de treaba asta și ei cumva aveau acest unghi pe care puteau zic că, băi da, mă, dar poate știați. Eu zic, bă, vă jur, na, nu e, nu apare, bucata aia nu apare. Noi de unde să știu eu că era un, la acum nu știu câți ani, cineva a făcut acest cânte grasit și nu vreau să existe pata asta pe film. Și, și l scos. Și Foarte l, -am l -am scos. Nu, l scos, mai ales că există și acum a perioada asta politică ului că până la urmă și filmul vorbește despre politică Correctness, care e, încă nu e reglementată, încă nu știm de multe ori de unde te poate lovi da. un lucru pe care pentru tine n-avea da. înțelesul pe care îl are pentru oamenii care urmăresc filmul sau ascultă da. ceva. Iar eu niciodată n-am vrut să suport pe nimeni. Asta e cumva crucea pe care eu mi-o port. Că încerc să mă placă toată lumea și... Și crezi că e bine eu. asta? Nu e. Te omoară, te macină, te distruge de pe interior să vrei să te placă toată lumea. Uh, și e ceva la care lucrez deja de câțiva ani să, să scap de treaba asta și să zic, bă, ăsta eu, asta am zis, asta am făcut. Hai Dar de unde pleca povestea asta? Cu... Să mă placă toată lumea. Să mulțumesc pe toată Cred lumea. că așa am fost educat. Cred că am fost educat cumva ca în filmele alea să, fie, să faci bine, să fie bine, binele le învinge, știi? Și mm. cred că de la asta și de la faptul că părinții mei mi-au mi -au oferit prea multă iubire, prea multă atenție, m-au. Eu și fiind un copil foarte, foarte bucuros, haios, fericit de mic, adică cumva emanam treaba asta și o primeam înapoi, am fost și foarte răsfățat de către părinții mei cu multă iubire. Și din cauza asta, cred că eu am devenit acest om care cumva vrea să-l placă lumea, pentru că a fost plăcut de mic, cumva de către toți, de familie, de prieteni, de... În general, chiar și în liceu, după aia aveam foarte mulți oameni care mă plăceau, și cred că mi s-a transformat într-o. Bă, vreau să mă placă oamenii. Poate Iar acum, dacă plăs. trăim într-o eră în care pe Facebook oricine se poate exprima în absolut orice mod, și când cineva nu e de acord cu tine sau îți spune în față, bă, știi ce, nu-mi place de tine, mă e sau asta, te deranjează, te afectează chestia asta, îți dai, te seama, îți dai seama pentru unul ca mine care vrea să fie a acceptat și plăcut de către oameni, că mi-am ales cea, mai proastă, cea mai, <laughs> mai proastă expunere posibilă pe internet, unde acum toată lumea își poate da cu părerea, dar am trecut prin foarte multe faze. Am trecut prin faza negării, în care nu e așa, după aia am acceptat-o, după aia am înțeles până la urmă că atunci când mă deranjează ceva e pentru că eu undeva chiar cred că am greșit, și poate de-aia mă deranjează mai tare decât trebuie. În schimb, 95% dintre comentariile răutăcioase vin din niște frustrări. Și mi-am dat seama de ce... Nu ale tale, ale lor. Ale lor, pentru că și eu sunt frustrat de altfel. Și eu am frustrările mele și eu când am un gând negativ față de cineva, realizez că e dintr-o frustrare de-a mea de cele mai multe ori. Și că, nu e, și că ar trebui să îi găsesc sursa și să accept de ce, de ce, am acel, de unde vine acel gând negativ și să mi-l rezolv. Ce vreau să spun? Îl văd pe unul cu o mașină super, un Ferrari lângă mine. Ce mă gândesc prima oară? Da, da, mama ta, Marlen, de la Constanța, nu te-a învățat niciodată să-i citea dracu de unde are banii și nu știu ce. Dar nu te trebuie, trebuie să... Te-a învățat mama ta să spui, hei, lasă, o să muncesc și eu și într-o bună zi o să-mi iau. Ea încercat să mă învețe multe, <laughs> dar acum știi cum e, trăim, e un, e un gap tehnologic generațional între noi și părinții noștri imens. Dacă când vezi omul mai... ăla cu Ferrari sau când îl vedeai înainte, ce ziceai? Păi înainte era la modul ăsta de unde a avut bani, ăsta clar a furat de undeva, sau i-a l-a, luat taică știi, și gata, eu îmi găseam o scuză. Eu eram mai bine în secunda aia, pentru că eu nu aveam Ferrari-ul ăla. Pentru că eu îmi doream să am mașinile alea. Și de-aia mi-am mi mi dat seama că așa funcționează și comentariile, la nivel diferit, ale oamenilor care îmi zic ceva de rău, unde nu ar trebui să-mi spună. Pentru ei. E scuza care îi face să doarmă mai liniștiți seara. Să știi că face foarte mult sens ceea ce spui tu. La un moment dat observasem undeva sociologic că oamenii care se uitau la știrile de la ora 5, niște știri extrem de violente și niște extrem de dure, care, din păcate, exprimau o realitate care se întâmplă în, în România de cele mai multe ori, poate la sate sau și în anumite zone ale orașelor, oamenii se uitau și la știrile astea pentru că ziceau, a, eu niciodată nu o să pățesc ce au pățit cei de acolo, știi? Adică acea, exact Interesant. cum spui tu, exact același profil, știi? E, lasă că ăla sigur a furat, ăla a făcut, eu sunt bine, eu nu, de asta nu am. Asta și cred, poate, o, poate există o conspirație în spatele știrilor ăstora care cumva îți arată că viața ta e mai bună decât credeai. Adică, te, deși ele sunt groaznice, te gândești, mamă, păi eu sunt bine în da, familia mea, unde nu a intrat nimeni peste noi în casă niciodată. Corect. Întotdeauna românul are vorba asta. Orice s-ar întâmpla, lasă, Doamne, ce noroc am avut. știi? adică a fost un accident cât de rău, dar la final, întotdeauna auzi chestia asta. Doamne, ajută că a fost așa, că putea să întâmple și mai rău. Adică la noi, întotdeauna e răul la care se poate întâmpla. Da. Uh, Haideți să vă spunem oamenilor că tu ești născut la Constanța, mai e un, un frate, îl cheamă Vlad, e mai mare decât tine. Da, e mai mare. Și este domnul asistent de universitar, predă franceză și italiană în uh, Minnesota? Unde? Da, trebuie updatat Google-ul. Să s-a uitat, da? Da, da. este full profesor, fratele meu, e cu opt ani mai mare decât mine. Deci s-a făcut dreptate până la urmă. Este, nu. Deci e... n-a mai rămas asistent. Și e o dreptate pe care el și-o merită în deplin, pentru că ea a reușit-o la o vârstă foarte fragedă pentru cum se, cum se, face de obicei în America. Câți ani are cu mai mult decât mine, atât o să zic. Nu mai intrăm în, în vârsta acum, atât ai ajuns. 43 de <laughs> <laughs> La 43 de Bravo. ani profesor. 43 de ani profesor universitar, da, da. full. Da, full Cât profesor are salariu, salariu în, în Cât are salariu da, în mă America. Mă un profesor universitar, niciodată n-am știut. Uh, noi, sincer, ei, părinții mei vorbesc cu el chestia asta, dar eu niciodată nu sunt atent. Uh, ce știu eu că eu nedrept cumva că eu fac mai mult decât el. Asta adică tu în zic. România câștigi da, mai da. mulți bani decât profesorul universitar din America? Da, din, din glume cu kind reminder pe internet, <laughs> eu câștig mai mult decât un profesor care a învățat toată viața. Dar câștigă, nu, câștigă, sunt, sunt bine plătiți, pentru că, la urmă, sunt la... Dar știi ce vreau să te întreb? Cum a ajuns el în America? Pentru Și cum ai ajuns tu în America? care e povestea voastră? Erați în Constanța și... Da. Totul a plecat de la, de la mama mea, Marlen, care a găsit o carte, care se chema Cum să studiezi în America. Nu cred. Și asta, da, și asta se întâmpla, îți dai seama, dacă fratele meu are 43 de ani și el se întâmpla asta la 16-17 ani ai lui, au, trecut mulți ani de atunci, nu exista, nu că nu exista, cred că nu exista internet, efectiv. Noi când vorbeam cu el după ce a plecat, vorbeam prin dial-up. Adică stăteam și auzeam toate aia și nu-l prindeam odată știu că vorbeam cu el odată la foarte mult timp când reușeam prin niște prieteni să ajungem la un uh, telefon, să-l reușim să-l sunăm și după aia când ne-am ne -am pus și noi internet, ne conectam, îl sunam, închideam, costa enorm și era ceva oribil. Prin comparație când am ajuns în America, puteam să o sun pe FaceTime, deci ca deci, să înțeleg te diferența. Tehnologia avansase. Da, da, deci, avansase. Antici, deci da. Mama -a a găsit o carte. Exact, a găsit o carte și părinții mei din dorința de a oferi mai o șansă mai bună copiilor... L-au la la pins, el fiind și foarte bun, și la notele cele mai multe, cele mai multe, doamne, scuze, cele mai mari, era publicat o carte, cel mai tânăr din. Mai, cel mai tânăr. scriitor din Constanța. Da, de proză din Constanța. Avea deja, era ca și cum bă, ăsta trebuie, trebuie dus undeva să-i se maximizeze potențialul. Și aia mi-au considerat că ar trebui să aplice la bursă, pentru bursă. Și a primit bursă și a plecat. Eu eram foarte mic ca să... Deci ce legătură asta cu cartea? Mama ta găsise cartea asta cum să trăiești în America sau cum, cum era? Da, și acolo ți-a ți, ți arătat pașii, pentru că n aveai de unde să știi. A, și practic din cartea asta au urmat în cartea ți-a ți și... Da, intri pe aici a să vezi, trebuie să trimiți așa, trebuie să aplici... De fapt, era o broșură de asta care te arăta uh, da, să... da, era how-to, un how-to era. Cum să-ți îndeplinești visul american. Exact. Exact. Cum să, cum să faci? Cum și el să... a depus pentru viză toate actele astea și a ajuns tot, în America? Tot era acolo și a ajuns în America într-o perioadă în care, repet, era... <laughs> cred că mulți dintre urmăritorii mai tineri, pot zic asta deja acum la 35 de ani, nu cred că pot percepe ce înseamnă asta. La modul să nu intri pe un website să găsești toată informația asta. Să trească să stai pe telefoane, scrisori, ne primeam scrisori de la el, ne-a scris, am, avem încă foarte multe casete pe care le de ce le înregistrat casete și ne trimitea ca să ne povestească ce s-a întâmplat în, în semestrul lui. Dar ți aminte când a plecat? Îmi aduc, îmi aduc aminte când, când, a plecat pentru că am fost șocat puțin, pentru că eu nu puteam să conștientizez. Noi n-am, n-am avut, fiind diferența asta de 8 ani, noi nu am fost cei mai buni prieteni încă de mici. Pentru că, gândește, eu aveam, când el a plecat la 18 ani, eu aveam 10. Eu eram un enervant și jumătate, eram răsfățat, eram al doilea copil. El a prins și perioada mult mai grea și din familie și din România, că el a prins puțin din, din dinainte de Revoluție, știi? Și cred și n-am reușit să ne, să ne împrietenim cât de incomparabil cum suntem acum, că acum suntem, suntem extraordinar de bine. Dar eram un enervant și jumătate pentru el, era un elev de liceu, el era cu fete, era cu iubire, Era eu nu înțelegeam nimic. Și când a plecat eu nu mi-am dat seama ce am pierdut ce de altfel, dar mi-amintesc mi -amintesc și acum că pe caseta pe care mi-a trimis-o, prima casetă pe care mi-a trimis-o, mi-a mi trimis niște adidași. Iverson, pentru cine știe. Prima erau, casetă, adică prima. Prima casetă înregistrată pe care okay. am primit-o de la el, zicea, a, a zis, a trebuit să zbor pe partea cealaltă a globului să realizez cât de mult te iubesc. Și aia pentru, aia pentru mine atunci a fost. a fost prima oară când cumva am înțeles cât de mult îmi iubesc fratele, ca să zic așa, știi, pentru că nu puteam să conștientizez la vârsta. Eram un copil, eram nu mi se părea mare lucru. Poate naiba, poate eu chiar mă și bucuram că rămân singur. Nu știu ce era în capul meu atunci, știi? Dar a fost un șoc și pentru părinții mei atunci când Și ți-a a trimis primul cadou caseta și apoi perechea de Adidas cu Da, erau într-o era, într era într cutie de Adidas și lansase atunci Iverson, era cu Reebok. Îi Nu, nu mai am și chiar, uite, acum că spui asta, poate că dacă eram mai deștept atunci, ziceam, băi, ăștia îi păstrez toată viața. Dar probabil că nu i mai am pentru că și mereu am dat mai departe. Adică mereu dădeam la, la rudele mai, mai, care aveau nevoie mai mult, să, dar după ce îi purtam o perioadă. Dar nu a fost greu părinților tăi să, să zică, uite, la 18 ani nu te duci la facultate la București sau la alt, centru, la alt centru universitar, te duci în America atât de departe încât o să ne vedem foarte rar. Ba da, a fost foarte greu. E inimaginabil prin ce au trecut părinții mei. <laughs> Mi se pare fanii că știi să pui întrebările corecte, adică uitați vă cât de bun ești. Uh... A, a. Ai mei au trecut printr-un șoc, să zicem, și cred că la, la vârsta asta, pentru că s-au sensibilizat mai mult față de pragmatismul pe care poate l-au aplicat atunci când au zis, băi, gata, nu ne punem pe noi pe primul loc, îi punem pe copiii ăștia pe primul loc și le dăm o șansă mai bună. Tata încă zice o poveste, adică nu că o zice povestea, eu eram în, în spate, în mașina cu care am plecat de la aeroport, după ce l-am dus pe fratii meu. Și tata înjura fiecare președinte al României, îi lua la rând de la București la Constanța și îi înjura pentru că ne toate pleacă toată copii. Is, Da, da, că ai că a, a fost... fost în piele de găină, știi? Momentul ăla când da, îți dai seama. Da. mi și imagina momentul ăla când sunt părinte și înțeleg exact ce zici da. și poate de asta simt așa, știi? Da, și gândește că pentru, pentru tine cumva e o, un, alt fel de... Ai o altfel de oportunitate, să spune. Ai, ai mei veneau după o perioadă mai mai grea în care ți se, ți s-au tăiat aripile mult mai mult și puteai să speri la mult mai puțin. Și de-aia au fost probabil foarte supărați că au trebuit să facă acest sacrificiu, să-și trimită copiii pe alt continent, efectiv. Uh, și mi-am amintesc, mi amintesc foarte clar că eu n-am vorbit tot, tot drumul și a fost așa o, o liniște în mașină cumva. Erai că... tu în spate, mama și tatăl tău în Da, față. era și mătușa mea, dar asta, e, asta e, o, e o chestie în plus care nu are sens acum, care și aia era foarte supărată și au, au și a jurat. Da, dar au intrat într-un debate din ăsta despre bă, dar trebuia sau nu trebuia și mama era gen, e mai bine pentru el și aia e important. Ea spunea că lasă, mai bine ne descurcam pe aici, e ceva, a fost ceva... Probabil în povestea Ceva asta se regăsesc mulți părinți care și-au trimis copiii la studii în străinătate pentru că da, știau că copiii lor au mai multe șanse acolo decât aici. Și în consecință wow. ziua în care eu am plecat până azi este nu știu dacă, mai, dacă e cea mai tristă dar e în top 3 cele mai triste zile din viața mea în care eu am plecat. Pentru că 8, tu ai 8, plecat ani, mai 8 ani mai târziu. Vezi? Tot 8 da. ani. Diferența între tine și fratele tău 8 ani. A trebuit să treacă 8 ani ca să pleci. Păi pentru că facultatea se face la aceeași vârstă. Da, da, tu fiind foarte <laughs> esteț, puteai să pleci mai repede sau poate da, puteai da. să pleci mai târziu. Da, 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 eu nu, niciun caz la ăla mai esteț. Deci, mai... deci Vlad era. Avem un vin <laughs> de la Sâmburești, nu de alta, dar simt că o să ne dezlege așa limbile și o să aflăm multe lucruri interesante. Haideți să vedem. Cât ai băut cel mai mult? cât am băut cel mai mult în viață. Păi, evident, nu țin minte că dacă... dacă aș... nu era cineva acolo sau nu există o aplicație am care a... să spună... Nu, am, am, o poveste în care am, am băut, cred că au trecut 5 ani, era o vară și aveam... Am, am, făcut greșeala capitală pentru cine e mai tânăr aici și nu știe. După ce, am, după ce, am, băut o zi întreagă la, prin Mamaia la, la cluburi tărie și era ziua cuiva și nu știu ce, am ajuns la un alt club unde am băut bere și este o greșeală capitală. Niciodată nu scazi nivelul uh, gradului de alcool. Niciodată. Dacă ai băut la un nivel de Ești temețit sus, nu te, nu te, duci la bere. Și mi-am luat blackout. Mi-am luat blackout și îmi povestește că aveam un băiat cu mine non-stop care i-am zis, bă, vezi că e ceva rău. Am ajuns pe o, uh, la Crazy Beach pe o plajă care avea niște paturi așa și eram cu o fată și îmi povestește tovarășul meu că eu m-am pus pe patul ăla cu ea. Erau padă, era club, nu știu De. cum zic. Era ziua, era plajă, seara era club. Și m-am pus pe patul ăla cu fata asta și încercam așa să pun mâna pe asta, o pop și zice, stai mă baby, stai mă că suntem aici, ne distrăm și noi. Și a venit la mine prietenul ăsta al meu și mi-a zis, bro, vezi că, vezi că se uită oamenii la tine, vezi că și eu am zis, bă, taci mă, du-te la tine în cameră, nu mai, nu mai te băgă. Eu credeam că sunt pe un De pat be. cu o fată, am spus în, în dormitor. că sunt dormitori, știi, și am zis, bă, lasă-mă. Și uh, m-au dus, 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 dus împreună, m-au dus în, în, camera mea și când m-am trezit, a fost cea mai jenantă chestie posibilă, să nu mi-amintesc, adică blackout. Total. Am zis cum am ajuns aici. Și povestea asta se întâmpla în Constanța, unde puteau să afle foarte repede, și părinții tăi să zică: Ăsta e la Ludima. Da, ăsta e la Ludima. <gri> da, nu. No, no, -au, mai întotdeauna au, au avut încredere în mine și au și acum, pentru că ne-au crescut într-un fel în care să poată să aibă încredere în noi cu orice. Tocmai de-aia avem încredere în tine. Îți dăm un vin alb de la Sâmburești și un vin roșu de la Sâmburești, ca să îl ai într-o seară când, nu știu, mai montezi ceva sau mai faci un film, sunt aici, sticlele ajung în siguranță la tine. Dar vreau să îmi spui dacă ți-aduce aminte primul pachet pe care l-ați trimis voi în America către fratele vostru. Nu, nu, e o întrebare foarte bună, dar și când o să vadă mama, probabil o să zică, de ce nu ți-ai adus aminte că am făcut așa? Dar, dar nu, chiar nu mi-aduc aminte ce, 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 ce le-am trimis. Dar îți trimiteai aminte. scrisori? Scriam împreună, da, scriam. Și mama le are undeva, dacă eram pregătit, uite, poate chiar îi ceream. La următorul vin cu scrisori, îți promit. Super tare. Dar asta, știi, vreau Tu după 8 ani ai plecat acolo, deja Vlad se realizează, nu? El nu mai vrea să vină în România, pentru că de obicei copiii pleacă în străinătate la studii, gândindu-se că după 4-5 ani, cât ține stagiul ăsta de pregătire, se întorc acasă, nu? Da, nu știu cum a fost la el neapărat parcursul. Cumva el cred că era destul de convins că o să rămână de când a plecat. Cum și am fost. Eu am o poveste foarte bună. Dar tu cum ai plecat acolo? Exact cum a plecat și el, numai că mai simplu că aveam internet. Deci adică, și tot așa te-au dus la aeroport părinții? Da, nu a fost oribil cu prietena mea de atunci. Am plâns, doamne, am plâns o săptămână întreagă, am plâns. Deci n-am plâns în viața mea cât am plâns. Atunci. Dar tu ai dat la un examen, adică te-ai înscris la da, o Da, 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 există niște examene, se cheamă SAT-uri, SAT-urile, mm -hmm și trebuie să iei niște note foarte, foarte ridicate pentru a obține bursă. Și am obținut bursă ca să pot să mă duc, că nu ne permiteam să stau no, în amestea. Da, din clipa aia? Da, da, e... N-am mai povestit de mult treaba asta, dar a, a fost, repet, am plâns cât n-am plâns, nu, nu cred că mai de atunci mi-a mai fost la fel de de, 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 de trist cum am fost. Am mai avut acum de curând o, un moment de plâns când a avut mama infart în timpul filmărilor de la Tim Billing e, e o chestie pe care am, am povestit-o de curând într-un alt podcast dar pot să-ți o zic pe scurt, însă de atunci, nu știu, au fost foarte puține momentele în care efectiv să, să, să mă simt tristă, să nu-mi vină să cred că sunt atât de departe de familie. Da, stau să mă gândesc că, de fapt, ce părinți puternici poți să ai, că la un moment dat nu s-au gândit, știi, noi rămânem singuri aici, lasă-i pe copii să se ducă, nu s-au dus la două ore de zbor, s-au dus la 24 de ore de zbor, în cel mai bun caz, până găsești avion, până ajungi, și să-i lăsăm să-și facă un drum în viață, pentru că asta o să-i ajute pe ei în viață, educația lor. Nu, eu știu că e un clișeu, dar eu n-am cunoscut părinți mai buni. Adică, ce au făcut ei pentru noi și cum ne-au pus pe noi și cum trăiesc pentru noi, e, pentru mine e. Eu nu, nu cred că o să pot fi un părinte atât de bun cum au fost i Au ridicat prea mult standardul, știi, chiar. Da, dar mama ta cu mama ta cu ce să se, se ocupa? Mama e. Nu, nu nu mai muncește de foarte mulți ani, s-a pensionat pe caz de boală. Dar ce lucra atunci, în perioada aia? A fost asistentă medicală la... Uh... Și tatăl tău era inginer, nu? Da, inginer. Tatăl da. tău inginer, doamna asistent medical, practic au zis, bă, știi ce, viitorul copilor noștri e în America <laughs> acolo, haide să-i lăsăm. Da, e, e, o... arată și mult curaj, adică poate și puțină, nu, nu, nu pot să o numesc inconștiență, că nu știu ce a fost în, în sufletul lor, iar eu acum, crescând, încep să realizez mult mai mult cât de greu le-a fost și prin, și ce, cât de greu poate fi să fi părinte. Eu crescând acum și conștientizând, înțelegând viața, înțelegând frici, înțelegând ce înseamnă frica de moarte, gându gândul că o să mori, toate astea, conștientizându-le acum, le dau 100 de ori mai mult credit decât le dădeam cumva din oficiu că părinții mei și îi iubesc enorm. Acum e și mai mult, gen când mă gândesc prin ce, prin ce au trecut și prin ce trec, când, având această... Când te duci la Constanța, observ de fiecare dată cum trece timpul peste ei, așa? Nu mă mai duce discuții, nu credeam că... Oh, ce discuții grele, nu vine să cred, credeam că o să fiu aici și o să vorbesc despre team building și... Nu, vorbim mea, despre, mea, nu, despre îmbătrânirea despre mei. Părinții mei sunt la Târgu Jiu și de fiecare dată când mă duc acolo și plec, am impresia că las în urmă niște părinți un pic altfel decât acum câteva luni când ne- am văzut ultima dată. E clar că timpul este dinamicul dacă eu, când mă mai duc pe la ei și mă încerc să le, nu știu, îmi vine așa să le zic, au, le uite, simt și eu pentru prima, nu știu, faptul că mi-a, mi albit barba de la stres sau. Și mă uit la ei și se uită tata la mine cu privirea de. Mie îmi spui, adică mie îmi spui că simți că ai, că ai, început să crești în vârstă, mie îmi spui. Da, eu încerc, încerc cumva să-i și cred că e o greșeală, dar încerc să evit total un gând despre timpul care trece peste noi. Pentru că am impresia că nu pot să ies din gândul ăla după aia. Am impresia că mă, mă afundă într-un într abis din care eu după aia încep și mă gândesc păi, ce mai fac aici, de ce, mai? de ce nu mă duc și stau efectiv cu toți oamenii pe care îi iubesc într-o cameră până mor, efectiv. Că asta vreau să fac, de fapt. Spuneai că mama ta a făcut infarct în perioada filmărilor. Da, pe scurt, în ultima zi de filmare de la team building, am primit un telefon de la tata. Da, deci filmul ăsta, repet, filmul ăsta mi-a mâncat foarte mult din suflet și de-aia cred că Asta și trebuie să se întâmple ca să faci un film istoric, să, ai, să faci istoria trebuie pe care o faci. Trebuie să transmis, o, să spui viața ta cu Da, fiecare energie, fiecare Exact, trebuie lucrușor. să joci aproape de inimă. Din păcate, asta a fost foarte aproape de inimă, mai ales de inima mamei mele, unde i s-a blocat o arteră și a suferit una, un, un infart. Eu am aflat foarte greu, pentru că din același motiv în care părinții vor să mă protejeze, nu mi-au mi zis, am aflat foarte târziu, și a trebuit să plec de la filmări. Sunt cadre din film pe care pot să-ți le dau tot așa da? exclusiv, Uite, perfect. Le să le, -am, le -am pui peste, le peste le în care să, să vezi că e prietenul meu, Cristi Pulhac, care s-a îmbrăcat cu hainele mele ca să mai filmăm ce nu puteam filma eu, pentru că am plecat în ultima zi. Pe lângă asta, eu aveam și toate cadrele gândite de filmat, în, pentru că regizam, eram în spatele camerei. Ai la Constanța? Nu, i-am, zburat cu, i-am zburat cu elicopterul, la, pentru că la Constanța au refuzat să i facă coronografiere, să intre pe artere, să vadă, practic, e partea la Constanța s-a întâmplat. Da, în, ai mai stau în Techirgel și nu mai zic că a venit ambulanța și a zis că e bine, după care mi s-a făcut și mai rău și a venit iar ambulanța, i-a făcut nu, nu, e eco, nu știu cum se cheamă, sau poate se cheamă Eco, când îți verifică și na, na, nu era bine, a zis că e bine că să ia nu știu ce și că îi trece, ceva oribil. Deci eu am zis că dacă se întâmpla ceva cu mama mea, acum eu eram în, eram în pușcărie fără probleme, pentru că au fost doi trei medici care au refuzat să o vadă, sau au zis că o să fie bine și a doua zi, pentru că nu e inconștientă, că au zis că dacă nu și-a pierdut cunoștința, atunci putem și mâine să intrăm pe artere să vedem ce are. Și când am adus-o la București într-o oră, i-au găsit 99% înfundată o arteră pe miocard. Adică dacă nu venea noaptea aia, murea? Da. Erau șanse mari să moară, erau șanse mari să, să nu mai poată să meargă sau să obosească toată viața. Să... 99% mai avea puțin și dacă în secunda care se bloca aia, nu știi în cât timp dura, știi? Dar n-are rost să intrăm acum în sistemul, sistemul medical și ce se întâmplă. Important este cumva că am, am putut să o ajut în secunda aia și să, 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 o rezolvăm cât mai repede și șocul, șocul prin care am trecut, adică au fost și dacă tot vorbim, vorbim despre fratele meu, cel mai greu a fost să-mi pun întrebarea cum îl anunț pe, pe Vlad. Că ferească Dumnezeu, se poate întâmpla ceva. În primul rând că a durat câteva ore toată treaba, iar el era treaz. Și noi nu, eu nu știam cum să-i spun. Și uh, l-am luat pe la, pe, pe la, fetești. Salut, ce faci, neața, toate bune. Uite, ce scenă fanii am tras ieri. Ha, ha, hi, hi, Bun, uh, mama, <laughs> Stai uh, liniștit, da, totuși așa, Da, am da? zis, uite, mama vine pentru niște analize, vine cu... Nu știu? ai spus că a făcut timp. Ar. Nu i-am spus din prima, i-am zis că e foarte rău și vine la, vine la București, dar stai liniștit că eu stau aici și mă ocup de, de, de tot. i-am spus toată povestea, dar abia când a ieșit medicul și noi, eu stăteam cu tatăl meu pe culoarul ăla rece și rece și de alea da, care exact, așa, exact. Acolo și a ieșit doamna medic și a zis că nu trebuie să-i facă bypass, ceea ce pentru noi era ori e bypass, ori e stent. Bypass, pentru cine nu știe, te taie, te, te taie și e, e. e oribil. Adică, n să tai un om de 60 și ceva de ani e ceva oribil. Și când a ieșit și ne-a spus că i-a pus un stand și că momentan este totul reglat și că suntem bine, atunci, de-abia, m-am relaxat și eu cu tatăl meu puțin, pentru că să-ți dați seama, cea mai grea zi, probabil, cea mai grea zi din, din viața mea, să zic. Uh, și când am ajuns acasă, l-am sunat și i-am și spus toată povestea. Dar până atunci îl țineam în... În stand Da, cum zici, că nimeni da, -a... Da, Vlad e să se nu nu, are o iubită de ceva timp. Și tu ai o iubită de ceva timp misterioasă, așa am citit în ziare. Wow, ce ce, wow. ce, ce segue da. relativ. Mai avem un vin că și avem da. imediat mai multe și despre iubită. Eu, eu nu pot cu tine, mi de fani. Am făcut, tine, de funny. A făcut infartă. Mm, <laughs> oribil. Și tu ai iubită, mă? <laughs> Dar da, vinul ăsta ce e? Știi de ce? M-am încercat să te scot din starea asta pentru că uh, tu, și eu am părinți care uh, cred că... Uite, o să spun o chestie care poate mulți... Uh, o întâlnesc la părinților. Una dintre cele mai mari bucurii ale părinților în, în ultima perioadă, mi se pare, că este dacă poți să-i duci la medic. Dacă poți să-i duci la un control medical general, știi? Adică, dacă le spui, uite, avem ocazia să alegem o vacanță sau să vii o săptămână și să-ți faci așa un control medical, nu știu de ce am impresia că, în ce, cel puțin în ceea ce privește, părinți, pe, privește pe părinții mei, cred că ale alege, haideți să mai fac niște investigații, să fiu sigur că e bine, știi? Da. Mă Se rog, știi că în, în... bătrânețea, la un moment dat auzeam povestea asta când eram că e dificilă, că e grea, știi? Și zicea ei pe bune și am făcut un podcast cu doctorul Vlad Ciurea, neurochirurg, super neurochirurg, care 83 de ani om um, a venit aici și ne-a explicat cum funcționează creierul și cum trebuie să-l pornim și cum trebuie să-l oprim. Și spunea că în Finlanda, de exemplu, sunt peste... Peste vârsta de 70%, 70% din persoanele de peste 70 de ani uh, suferă de Alzheimer, adică nu-și mai aduc aminte lucruri recente. Și mă gândeam că bătrânețea asta e destul de, de urâtă așa și complicată. Se poate întâmpla și la sub 70 de, de ani. Eu nu mai țin minte ce am mâncat ieri la prânz, deci... Deci, nu chiar eu, de tocmai de aceea, pentru prietenul nostru Bromania, avem de la Sanador, nu pot să cred. atent că o să te surprindem astăzi, tot podcastul ăsta, vrem să te surprindem cu partenerii noștri pe care îi avem. Când tu zici ceva, vedem când se potrivește și spunem, da, uite, serios, cei de la Sanador sunt partenerii noștri, sănătatea ca stil de viață este motoul lor și avem pentru tine un voucher unde poți să mergi și să-ți faci, când ți-ai făcut ultima ta analizele? le fac o dată pe an, dar merge, da, nu, Serios le faci? Da, 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 păi la, la 100 de kg ale mele n-ar trebui. Vezi mă ce să stai în America, acolo, la responsabilitatea asta? Nu de acolo a plecat? Nu, 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 nu. tot nu? de la mama care îmi spune, bă, analizele. Atunci, să știți, doamna Marlene, că bromania... Uh, zice mama ta bromania? Niciodată în viața mea. Zis știi că de obicei părinții alintă, știi? Și cum poți să zică? Mati. Mati, Mati, ok, perfect. Ai voucherul ăsta, poți să mergi la Sanador, sunt niște oameni unde noi mergem și ne facem analize, am fost cu toată gașca de la podcast, îți arătăm și poze dacă vrei, eram leșinat pe acolo și apoi cea mai mare teamă era când așteptam să vină rezultatele, știi? Păi, ce pot să zic că... Mie prevenția mi se pare cea mai importantă. Da, am terminat cu... am terminat corect. Ce vreau să zic e că tu, tu chiar ești un geniu, adică nu zic, nu zic, nu zic, nu zic ironic. Tu, practic, creezi ne, ne dai de băut și noi ne amținem și o cafea, îți crește puțin tensiunea. Păi da, te Tu te să te verifici la da, analiza, nu dar, știu dar, ce. Dar, dar. Da, și după aia sigur ce mai ai tu pe acolo se leagă cu cu Găsim, următoarea implementare. Supply frumos. and demand. Tu ești da. supply and demand. Genial, genial. Felicitări. Ne ne, imp ne implementăm ușor ușor așa cu product placement-ul nostru. Și scuză-mă și... că îți întrerup, vreau doar să concluzionez o pe o o bucată care mi se pare foarte importantă și anume sacrificiile pe care le facem pentru a fi cunoscuți, pentru a Faptul că ne expunem, și zic de amândoi că tu ești, nu, cunoscut de mult mai mulți ani ca mine, dar ne și expunem la toată ura de care vorbeai mai devreme. Însă, când reușești să oferi înapoi, ori oamenilor, ori părinților, ori faptul că ai destui bani să le oferi ce ai zis tu, bă, să, salvezi din, viața. să salvezi viața, atunci totul, totul are sens. Nu mai contează că mă înjură 10 oameni acum pe Facebook, când eu îmi permit să o zbor pe mama mâine în Viena să-i fac toate analizele. Dar știi care e toată povestea? La urma urmei, o zbor pe mama ta în Viena să-i faci toate analizele, pentru că ești băiatul la care ai muncit, ți albit barba, exact cum ziceai chestia asta. Știi, ai 35 de ani. Să da. spui că ți-a albit barba de la stres, mie mi se pare o chestie extrem de uh, apăsătoare, așa, știi? E, yeah, fetele spun că îmi stă bine. Oare mă mint nu, nu, stă bine, ok, e în regulă. Dar știi, te în comentarii, că... vă rog, să aud. <laughs> dar știi că întotdeauna te gândești la chestia asta, că e o presiune pe sănătate, pe tine și sunt oameni care probabil după jobul lor de 8 ore, cum uite, neurochirurgul Ciurea zicea că sănătatea ta înseamnă 8 ore de muncă, 8 ore de administrație și 8 ore de somn. Dacă stau să mă gândesc, când ai avut ultima dată 8 ore de somn? Mai ales A. în perioada lui team building ăsta. În perioada filmului n-am avut 8 ore, am avut mult mai puțin, dar asta pentru că a fost. Nu pot să dorm, adică nu mă lasă corpul, mă, mă trezesc. Pentru că e emoție, pentru că e energia da. aia, adrenalina, aia. pe când poate da. alți oameni care au un job de ăsta în care uh, se duc la serviciu, știu că la ora 4 au terminat și apoi au timp de familie, să fi un pic mai relaxat, nu? Da, sunt două perioade. Perioada de filmări, în care nu poți să dormi foarte bine, și perioada de lansare a filmului, în care, de asemenea, nu poți să dormi foarte bine, pentru că e acea presiune, acea... Dar e un entuziasm, e ca, nu știu, noaptea de Crăciun. Dar după lansare, ai avut emoțiile alea în care să te trezești, să zici, băi, câți oameni au venit, oare câți oameni au cumpărat bilete, Dar normal. normal, am, am, am. Ai. Și îmi pare rău, cumva, că încă nu am ajuns în punctul în care să pot să vin în fața ta și să-ți zic povești foarte șmechere. Cum ne am distrat noi la filmări, pentru că atunci când produci, când încerci să dai acest restart uh, filmului comercial românesc, ai o presiune imensă pe tine care nu prea te lasă să te distrezi. Pentru că dacă te distrezi, dacă te iei cu restul castului și mergi și bei, dacă te trage și returi și așa și pierzi vremea certându-te sau bucurându-te sau combinând, pierzi frăile din mână. Da, și nu poți. Și chiar și la team building asta a fost foarte important față de ceilalți, cumva să mă privească ca acest om și să nu dăm drumul la, la petrecere prea mult, pentru că nu le terminam filmul. Uh, știi ce? Cum ați fost plătiți la filmul ăsta? Chiar sunt curios. Tu ești producătorul? Adică și tu ai luat bani? Nu. Producătorii? Tu, Micuțu și... Nu, noi nu luăm bani. Noi nu. investim banii și dacă iese... Ok, apoi e treaba asta bani. de procente și da, de profit da, da, după da. aceea. Dar nu, n-ați luat. Cât e plătit un actor român într-un film de mega succes? Nu trebuie să-mi dai numele sau asta, dar sunt curios așa, ce sumă primește un actor român într-un film care are așa mega succes? Ăia buni, buni, și când zic buni, atenție, că buni sunt aproape toți. Adică. Mă rog, te referi la notorietate, la nume. Vorbim de nume, vorbim de istoric, vorbim de da, cum ai spus și tu, notorietate. Sunt undeva între 1000 și 1500 de euro pe ziua de filmare. Deci 1.000-1.500 de euro pe zi de filmare uh -huh. uh, și filmează o lună zi de zi, nu? Uh, nu știu cine își permite să-l țină că Dar un actor bun cât euro. filmează? Un actor bun cât filmează? Cât uh, lasă inima. Vrut. Noi am avut, gândește că noi în team building am avut aproape 30 de actori, toți buni. Deci Asta este, un, din astea team astea building, unul dintre cei mai bine plătiți actori, poți să spui că a luat și 40.000 de euro? Nu, pentru că nu a filmat nimeni atâtea zile. Doar eu și Micuța am filmat cred că cel mai mult și noi n-am luat bani. Restul au avut roluri mai mici și am, au, avem și prieteni printre ei care au înțeles. Pentru că filmul ăsta ar putea costa mult mai mult decât a costat, dar ei înțeleg cumva că eu și noi încercăm să, să facem ceva cu industria asta, încercăm să o împingem, încercăm să aducem oamenii la cinema, încercăm să avem un loc unde, unde ei să fie plătiți bine mulți ani de acum. Și ei înțeleg asta. Și atunci oamenii se întreabă, bă, deci 30 de actori, cam 1.000-1.500 de euro pe zi, dar totuși filmul ăsta a fost peste jumătate de milioane de euro, pentru că îi costă mult locațiile, aparatura, da. toată povestea asta, nu? Locațiile sunt, sunt, cele mai scumpe de obicei, pentru că nu le pasă lor neapărat de ce ei tu locația respectivă. Echipamentele, oamenii, avem peste 150 de oameni care au lucrat la filmul ăsta. Fiecare departament, că e make-up că hair, costume, că sunt VFX, au încă 5-6 oameni în subordinea lor și toți trebuie plătiți. Da, știi că îmi place câteodată să vorbim și de lucrurile astea din spate, ca oamenii care se uită la podcast și atunci când se duc la film să înțeleagă că, de fapt, în spatele băieților alora care râdă sunt 150 de alți oameni care stau unul să-i aranjeze părul, mă rog, machiajul, costumul și așa mai departe. Da, eu, eu mereu am spus că Jobul meu este să fac oamenilor ziua mai bună și că nu contează ce s-a întâmplat în spatele scenelor. Noi vrem să urlăm despre ce s-a întâmplat. Noi vrem să bârfim despre ce s-a întâmplat. S-a băut pe bune? S-a și băut pe bune, da, probabil. S-a pe bune? Eu cred că da. Eu cred că, eu cred că da. La mine nu se ajungea, pentru că eu cumva am fost persoana mai autoritară, să zic așa, ca să... Că că nu unele, puteai să fim Adică toți, unele secvențe să intre în rolul ăla, trebuie să să ai ceva. Nu, nu nici nu i-am întrebat. S-a pe bune? <laughs> Aici chiar nu i-am întrebat, pentru că e cumva trebuie să, eu trebuie să fiu profesorul ăla cool. nu pot fi nici profesorul ăla care... Am înțeles. Trebuie să fiu profesorul ăla care când veneau pe, pe platou să joace scena, eram, eram autoritar cu ei, știam ce vreau, știam ce trebuie să se întâmple, unde e camera, cum trebuie să cadă, cum trebuie să nu Adică tu și filmai, dar în același timp trebuia să ai grijă să fie și totul în regulă, pentru că erai și în spatele camerelor de filmat. Da, de asta a fost cea mai grea chestie pe care am putut o vrea Și atunci. tu când greșeai, mai dărgeai o dublă sau ce, ție cine spunea că trebuie să mai tragi o dublă? Uh aveam un... E, e foarte, era ca un fel de triumvirat acest eu, micuțul Alex coteț. coteț. în care dacă eram eu, stătea poate micuțul la cadru și se uita. Dacă eram amândoi, se uita Coteț și cumva o simțeam. În partea bună la acest film e că rolul meu e, e, un, e cumva cel care îi, îi ridică pe ceilalți. E cumva încasează, așa se cheamă, e încasatorul. Și nu e ușor să încasezi. E mai ușor decât dacă ai cumva celelalte roluri mai colorate, să spun. Și de-aia nu a fost foarte greu pentru mine rolul. da și Micuțu, bun. Excelent. Bun, de tot. Excelent, excelent. Adică mie mi se pare că atunci când apare Micuțu într-un film, oarecum îți garantează un anumit drive al filmului, un anumit da, și, succes. Da, da, și ăsta e primul film în care cred că îi se pune, îi se pune în zici, evidență valoarea, toată, evidență, valoarea pe care îl o are, de fapt. O să vorbim mai multe despre mai multe filme. La Miami Beach, la un moment dat n-ați mai avut buget, s-a terminat așa brusc, adică filmul... Adică? Și, adică mi se părea că filmul mai trebuie, mai are nevoie de acțiune și la un moment dat s-a terminat. Are o oră 35, cât vrei. Da, dar la un moment dat s-a terminat acțiunea aia prea bruscă, adică a fost așa, mai așteptai să mai fie acolo atmosferă, să fie ceva și păi gata. ca să primești și mai Beach 2, nu? Deci o să de... vină și mai Beach 2. Da, la anul filmăm. E, e, avem un prim scenariu, un prim draft. Mai Beach cât a costat? Mai Beach a costat peste un milion. Peste un milion, peste un milion da. Și i-ați recuperat? Da, i-am recuperat. Eu când am plecat la drum cu Codin, am bătut palma ca parteneri egali, și am venit cu o listă de ce îmi doresc, o listă de ce o să ofer. El la fel, am zis gata, din punct, că el a venit cu ideea, el a venit și a zis, uite, hai să-l facem așa, și eu am zis, bă, trebuie să vină cotez să scrie, trebuie să nu știu, am venit cu niște obligouri în care i-am zis, băi, primul meu film trebuie să rupă. Uh, și uh, ne-am am plecat la drumul ăsta și cu ce m a întrebat că am început dacă să mă recuperat la Da, i-am recuperat, da, i-am recuperat. Și ce vreau să zic că ce mi-am... Dar s-a a... terminat brusc, adică eu cream... Nu s-a că... terminat brusc, Bă, ce ai, s-a deci am bătut fata. fata. Pentru cei care au văzut Miami Beach, să ne spuneți dacă... Nu, mi se pare mă că s-a terminat brusc? Nu mai ține minte domnul. Când Bă, au s-a terminat, adică la un moment dat mai așteptai să mai fie acțiunea. S-a terminat brus viața lui în cinema, că a venit pandemia, poate asta, da. da a, -a fost bine, e și bus. pe Netflix, oamenii pot să-l vadă în continuare. Lasă-mă cu Netflix, că Netflix toată lumea poate să-l vadă. În cinema e important să vină românul. Păi da, dacă nu mai e în cinema. Da, dar zic așa, ca mentalitate. Dar cât are un film durat în cinematograf? Depinde cât de bun e. Miami Beach ar fi stat și două luni, team building probabil o stea două luni și... Adică dacă oamenii merg să-l vadă, filmul rezistă. Dacă da. oamenii nu merg să-l vadă, cinematograful ți-l da afară? Da, normal. Păi ce interesare da, cinema E ca la televiziune cu audiența. Faci audiență ieși, nu faci da, audiență mai trebuie, trebuie să faci ceva bun rău ca să ți-l lase mult timp. Dar înțeleg și eu, păi, de ce să țină doi oameni într-o sală când poate să pună alt film? Uh, părinții l-au văzut la cinema sau l-au văzut înainte? Uh, care dintre ele? Care? Nu, părinții uh, mei, mă, părinț că... mă refer la team building. <laughs> Nu, <laughs> părinții mei, da. Părinții în general, Părinții, părinții în general au fost team uh, Nu, am... Uh, fiind... Am, av având acest noroc imens să și produc, uh, pot să le arăt acasă înainte. L-aveam pe fratele meu în vizită, vara da. asta, și am vrut să-i arăt o versiune care nu era terminată și m-am uitat împreună cu el și cu părinții mei la el. Și? La Timbuilding. Ți-au dat ok, adică îi simțeai din privire, da mă, e ce trebuie? Da, da, mai ales, mai ales tata știu că a râs la foarte multe, multe dintre chestiile pe care le fac. Ei sunt și cu lupa pe mine și ceea, cum îmi place, că ei se uită la cele mici gesturi pe care eu le adaug unui personaj. Have, adică ei uh, te văd altfel. Da, normal, nu poți să băiatul lui mama și lui tata e. Da, da, e... Ce, uh, ce, ce vreau să zic vis-a-vis uh, -vis de filme... E că, deși noi știm războiul din spatele lui, pentru mine cel mai important este ca omul, când ajunge în scaun, cum înainte era pe telefon, când dădea play la un vine, sketch, da. așa, cele trei minute, acum e o oră jumătate, să se simtă bine, să plece de acolo în, cu un mood bun, să-mi să dea cel, cel mai frumos mesaj pe care o pot să-l primesc este, mi-ai făcut ziua mai bună. Și atât am doresc. Bă, eu spun și am fost la filmul ăsta, am fost cu Andra la avant -premieră, și ți-am spus și atunci, după film, și crede-mă că mie mi-a plăcut maxim de tot și l-am recomandat și am povestit despre el, pentru că am râs. Efectiv am râs. Adică și mi s-a părut că toți oamenii de acolo erau fix din rolul ăla. Băi, nene. Și băiatul ăla mă de joacă zi de la Craiova, de era șeful... Adi Nicolae. De la, da, da, de la supravegherea financiară a companiei. Audit intern. Audit, intern, audit intern, intern, da. așa. Bă, bun de tot. Adi Nicolai, bun. Să știi că Andra a râs mai mult ca tine. Că eu eram acolo în sală și mă uitam bă, care râde. Mă rog, nimeni nu îl depășea pe Dorian Popa, dar eram bă, bun, și... Bun și Dorian, adică e... Dorian un tip foarte mișto care zicea, bă, dă-i bun, mă, bun, adică da. foarte... Și ăsta e, de fapt, e efectul unor oameni care sunt puși în fața unui film și asta e reacția lor firească, știi? Da, și m-a bucurat la amândoi, dar pe Andra cunosc un mai puțin decât te cunosc pe tine, cumva eram chiar și Știi mai... Știi că ea e mai haioasă decât mine. Dani Oțil n-a prea râs. Sau crezi că n-a înțeles filmul? Dani Oțil, eram Sau prietena lui să... râdea mai mult. Nu, am stat lângă ei, fix lângă ei. Nu, -mă glumesc și nu noi stat lângă ei. Super, am super băiat. Și ne-a plăcut mult de tot. A fost chiar foarte fain, serios. Da. spune Spunem de chestia asta, că ai ajuns în America și am plecat de acolo în America. Da. Te-ai dus tu la 18 ani în America. Da. Și? Aveai unde să stai deja, era fratele tău, te-ai la el? Da, am aterizat la el și el m-a dus la facultate. Am, stat la, am, intrat la o facultate tot așa cu bursă la uh, patru ore de el cu mașina. Ceea ce e... Asta am căutat când am aplicat. Bine, America e mai așa. Adică nu vrei să stai lângă el? Voiam, dar nu e ca și cum poți să intri okay. unde vrei tu. Deci 4 ore era cel mai aproape ce ai găsit. Deci 4 ore era la unde am intrat cu bursă, că mai erau, mi-am și chiar și la el în oraș am aplicat și nu am, ori am intrat și nu mi-au dat bursă, ori n-am intrat dar asta era la vreo 5 ore, 4-5 ore, nu mai nu mai exact, și nu e atât de rău, adică puteam să petrecem sărbătorile împreună, puteam să... vara faci 5-4 ore de la București la Constanța, așa. Da, exact, dacă prinzi un weekend din ăla e... Deci, dar tu la ce facultate ai dat? În felul în care funcționează curiculum acolo, e liberal art, se cheamă arte liberale. Și aici aveai muzică, teatru, etc. Astea în care m-am încă unde credeam că o să mă, mă regăsesc. Și când am ajuns acolo, tu practic îți alegi dintr-un curriculum de foarte multe uh, cursuri, îți, uh, îți poți alege în patru ani să termin cu destule credite, în care să primești o diplomă ca Bachelor of Arts. Adică tu ai terminat facultatea de Și eu, în patru ani mi-am dat seama că pot termina facultatea de teatru cu specializare în actorie și regie și mi-am dat seama prin anul doi că pot, pe lângă toată zona asta mea artistică, să adaug și zona asta mai matematică, ce mă definește puțin, și anume să fac și o facultate de PR, unde înveți advertising, cum se fac Dar bugetele. Dar de unde toate și chestiile astea? Totuși erai băiatul ăla de la Constanța, unde mama era asistentă mm -hmm. medicală, tata inginer, și voi învățați engleză de mici? Adică, vă, da. știi că cred că contează foarte mult în zona în care te direcționează părinții și cum te, ce drum te trimit. Da, acum joburile părinților mei nu cred că reprezintă neapărat nivelul lor de inteligență. Ei sunt foarte inteligenți amândoi. Ei nu poți să, nu pot să spui că felul în care se dădeau joburile pe vremea comunismului reprezenta exact. De, exemplu, mama cred că ar fi fost o artistă desăvârșită. Avem picturi de ale ei în casă. Doar că nu a avut probabil părinții sau, nu știu, îndrumarea societății de asta zic, pe care am mult avut părinții, știi? Enorm, și, societate. și societatea. Deci nu... Și mai pictează mama ta? Nu, nu mai pictează, nu. nu mai. Eu chiar ne gândeam că poate ar trebui să se reapuce în curând. Mi se pare o activitate drăguță, dar... Da, cred că nu știu. Poate, poate să fac ce vrea. El a vârsta la care a... câștigat dreptul de a decide să facă absolut ce vrea ea Ai tablouri cu ei? Făcute de dumneai? Nu am, nu am. Sunt în casa, în casa părintească, probabil la un moment dat când o să mă muș la casa mea. Probabil atunci. E o idee foarte bună. Uh, ei momentan acum ați plecați, sunt plecați la fratele meu în, în, America. în America. O să vadă podcastul ăsta din America, o să-ți iei vizualizările alea bune. <laughs> Ciu că o să fim urmăriți de da. americani. Da. Pentru da. că presupun că o să cheme sunt și niște prieteni din America să se uite. Normal, o să le traducă cu yes, cuvânt course, cu cuvânt. Yes, yes. Yes, să yes, punem intrare la asta, că poate cum? O să fie fiecare mai am până... când se traduce da. numai că de dată asta se traduce tot podcastul. Și ei au avut inteligența de a, de a ne lăsa să ne găsim drumul fiecare. E fratele meu mai pragmatic puțin decât mine mai pe zona asta de didactică e la mine mult mai mult pe talent, actorie. Mie mi se pare superb când niște părinți înțeleg treaba asta și sprijină și copiii pot să și trimită departe, știi? Adică departe de, de casă. Da. Că nu le e ușor, știi? Nu le este și, uite, acum na, și eu încerc să petrecem cât mai mult timp împreună ca să recuperăm anii ăia în care am fost, în care am fost departe. Ce e cel mai important pentru noi e că anii ăia nu ne-au îndepărtat, ci ne-au apropiat mai mult. Iar acum ei sunt într-o vacanță acolo la fratele tău, nu? Da, se duc Sau și stau, stau cu el. Timp. Nu, se duc și stau cu el, el are grijă de ei, vizitează, e... Toată lumea e la pensie, adică e totul pe. Mi-au trimis un... filmări cu ei, culegând mere dintr-o livadă, adică. Totupe. Știu că la un moment dat, tatăl tău era și în politică implicat, înseamnă că a și la pensie de peste tot. Da, 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 nu, nu are nicio treabă. Deci, la revedere! Da, nu, nu. Bun venit și, pensie! Da, și el n-a fost implicat niciodată, cu adevărat. E o chestie care cumva se impunea în, în orașul nostru, cumva ca să poți să. să să miști ceva, să ai, să ai un salariu și să ai un post corect. Asta a fost de când era imediat de după Revoluție, când s-a privatizat totul, s au împărțit în partide și, și așa. Dar el niciodată. Și el mi întotdeauna mi-a zis să stai de parte. niciun nu știu nimic despre politică. Dar știi cine e președintele țării, nu? Asta, asta da. Măcar atât știu, da. Cine? noroc. Noroc, noroc. E unul pe care... Tatăl tău n-a apucat, nu, să-l înjure în drumul ăla dinspre aeroport, spre, spre casă. Nu, arata câțiva, cred că arata, arata câțiva. Dar ne-am îndepărtat cumva de... Și ei s-au îndepărtat cumva de tot ce înseamnă lucrurile care cred că i-au apăsat toată viața. Dar tu de ce te-ai întors în România? Foarte simplu, eram foarte nefericit în America. Nu, nu mai aveam bani. Nu, mai, nu știam exact care ar trebui să fie următorul pas. Și am avut o discuție cu fratele meu și cu părinții mei atunci, în care era la modul, bă, terminasem masterul în Los Angeles, începusem în zona asta de YouTube să fac, dar nu erau mulți bani, și mi-am dat seama că trebuie să iau un part-time job. Part-time job însemna, nu știu, Starbucks, McDonald's, cuvinte pe care sper că pot să le zic aici. KFC, da. Da. Și i-am cerut lui Vlad, i-am cerut un împrumut, dacă aveam nevoie, care, sincer, nu mai țin minute, dacă am avut nevoie până la el, de șase luni. Din șase luni în care să nu iau acel part-time, în care să mă susțină el, ca să, ca să pot să pornesc Brumania. Și Brumania, de România. Și, unde, România. de unde a plecat? România a plecat dintr-o conversație de-a mea cu un prieten uh, islandez, de al meu, cu un mai random, is fac <laughs> islandez, în care el mi-a zis, yo, you're my bro from Romania, man, și eu i-am zis, damn. I'm your Romania. <laughs> și atunci am notat. Deci am notat în telefon, că eu am totul notat idei, orice am, pentru că nu știu cum o să le folosesc. Și am notat, bă, România asta sună ceva, dar nu știu ce. După care au bubui vine după care au bubuit Facebook-ul în România și uitându-mă, încă eu fiind conectat cu România prin Facebook, am văzut că se șeruiau constant tot felul de videouri cu americani. Dar nu făcea nimeni asta în România. Zona asta de comedie simplă. Adică erau videouri cu comedianti din America, nu? Nu comedianti cu glume, cu poante, cu ceva. Cu Vineri se chemau, că erau ăștia pe care boboiau pe deasea scurte. Da. Erau YouTuber, erau ce vrei tu. Dar nu făcea nimeni în România. Adică existau niște vlogger gen uh, uh, Tequila și uh, Smenta, cred că erau, nu? Erau ăștia da. erau. Dar nu era niciunul pe zona asta, și eu am zis: bă, mie mi se potrivește mănușă." Am am hazul să joc știu să editez, că na, am făcut facultatea de regie unde te învață și chestia asta, și uh, am acest telefon, aveam un nu mai știu ce era, și am zis, o să încep aici. Și atunci, după ce am, am început cumva să văd despre ce vorba, am vorbit cu Vlad și am zis, bă, lasă-mă șase nu să văd ce se întâmplă. Am primit o invitație să fac stand-up, nu știam ce, cum naiba să fac stand-up, și în am luat o decizie și emoțională cumva, că zic sincer, pe lângă problemele astea că nu aveam bani și nu știam ce să fac, eram și aveam și un dor mare de casă și un dor de prieteni, un dor de fete, un dor de Oricum, fostă. aia care te-a condus la aeroport se dusese de mult. Uh, Printr-o să, troconicin... aștep... să nu spui că te aștepta 4 ani, 5 ani de zile? Nu merit, nu merit să fiu așteptat atâta. Dar, Împăca... Nu! No! Mă împăcasem cu ea într-un mod mai dubios în perioada aia și de la împăcarea aia cumva eu încercam cumva... Deci cum să zic? Cred că în sufletul meu căutam să mă leg de ceva. Nu mai, nu mai aveam nimic. Nu mai aveam nimic și mă gândeam bă, nu pot să stau, nu mai pot. Am nevoie de ceva. Eram singur, singurel. Mă rog, era... frate mei erau și mult mai departe acum. Că Eu mă mutasem în Los Angeles, era în Minnesota. Vorbim de jumătate de America și simțeam că eram mega singur și uh, mă legam de ea săraca, era plecată și ea prin altă țară, își făcuse și făcuse prieten și când, am, văzut că chiar ea a mers mai departe cu viața ei, am zis, da, trebuie să schimb ceva. Aveam acel mesaj care mă chemaseră la stand-up pentru 1000 de euro. În România. Da, și am zis, păi, 1000 de euro, să urc pe scenă, să dau un stand-up. Și am zis, bun, o fac. Și am combinat asta cu, cu Bromania, gen să fac conținut. A bubuit piața publicitară. Cu Cristina Iha ai făcut primul, nu? Nu, no, nu, no, nu, no, no. Cristina Eich prima a venit la câteva luni după aia. M-am mutat acasă, am făcut acest turneu, am continuat cu mini-vainuri, cu Instagram-uri, cu nu știu ce, au început să vină niște campanii. Și atunci îți ai dai seama că asta e, e viața ta și că asta e drumul pe care trebuie să, poți să mergi? Și atunci mi-am mi zis așa, băi, lumea o să, o să o vadă ca pe un pas înapoi, știi, oameni, era în America, deși oamenii habar n-au ce înseamnă America, dar abia acum au început să vadă ce înseamnă America, odată cu nebunile lui Trump. Cu nebunile lui Biden, cu toate astea, oamenii au început să vadă, bă, dar e că America parcă nu e cu covrigi în coadă cum am trăit noi toată lumea. Și de -aia să le zic și eu, bă, vedeți că nu e chiar așa. Adică, stați puțin, lumea asta e mare și cred că uh, cred că trebuie să stai undeva până să-ți dai cu părerea dacă e bine sau e rău. Și mulțumesc. Și atunci am zis, băi, eu dacă îmi dau 5 ani, în 5 ani, uh, ar, cred că mi-am făcut un plan pe 5 ani. Care însemna? Da, continui știi? Cu, stai, să continui cu. Da, zic da, pe mine mă, mă, mă fascinează ceva. Faptul că tu erai un tip, singur, tânăr, care avea programul ăsta în cap, știi? Adică da. mă gândesc ce fac pe următorii 5 ani, 6 luni, îl rog pe frate meu să mă susțină. Eu da. cred că pot să reușesc aici. Organizarea asta de unde îți venea? De la familie, de la părinți, dorința ta de a reuși, știi? Că mie asta mi se pare. Că -te, te duci acolo și zici, bă, gata, haide, că văd eu ce fac. Eu cred că e un cumul la tot ce s-a întâmplat până în punctul ăla. Și de la Dumnezeu că mi-a dat probabil niște calități. Și educația părinților, educația unor oameni deosebiți din viața mea, că au fost niște profesori de engleză română sau un profesor de tenis. Niște oameni care chiar m-au ghidat să ajung în punctul ăsta. Eu cred că asta a fost. Dar cel mai mult am fost eu care cumva. Poate o să sune arogant, îmi pare rău, poate, poate că așa sunt, dar am crezut mereu că sunt menit pentru o treabă de genul. Dar de ce să sune arogant? No, știu. Dar uh, mereu am crezut că asta este menirea mea. Eu nu m-am văzut niciodată nimic altceva. Eu am vrut să fac filme de când aveam 10-11 ani și îl vedeam pe Van Damme. Adică eu atunci știam, uh, aveam un om în Constanța care pirata casetele din alea vechi de tot, yeah. de vedeai cu purici, de nu înțelegeai ce naiba e, dublate de doamna Irina Margareta Nistor și luam câte un film de ăla și eu nu mă culcam, nu vedeam de, până nu-l vedeam de 15 ore, adică... Și închideai ochii okay, și erai în filmul ăla după aia? Erai, te transportai? Mult, e mult, e mult, Cătălin. Nu? nu, nu. Dar mă uitam la ele și le le trăiam, nu știu, îmi doream enorm să fiu și eu în filmele respective. Eu zic este asta că făceam, ascultam Radio România Actualități, îmi plăcea radio foarte tare și era într-o zi de marți la Radio România Actualități, o emisiune se numea Clubul Adolescenților M, M la Pătrat. Și țin minte că se termina emisiunea la Radio România Actualități de la 9 la 10 seara, iar apoi de la 10 seara mă puneam în camera mea de la Târgu Jiu, în pat, cu lumina stinsă și vorbeam o oră și eu cu ascultătorii. Hei, bună ziua, bine ați venit la Clubul Adolescenților, bună seara, alo, cine ești? Și de asta mă, mă gândesc că atunci când îți place ceva și pasiunea aia, ești acolo, te implici, adică joci. Nu, nu închideam ochii și mă imaginam, dar. Adică toată ai bătut seara, pe vandam. <laughs> eu eram vandam. Asta trebuie să înțelegi. Iartă -mă. Că eu replicam exact ce vedeam, mă duceam în cameră și mă jucam ca și cum eram personajul ăla. Adică sunt, eu n-am văzut altceva, eu nu m-am văzut în altă, alt însemnă? job în viața mea. decât pasiune. Să fac asta. Da, și pasiunea cred că m-a adus în punctul în care, și am avut și acest noroc de a nu mă lăsa, să zic, copleșit de către pasiune, ci să aleg și pragmatismul. Și anume, cum ai spus tu, bă, plan pe 5 ani. Și atunci am zis, bun, sketch campanii publicitare, fac bani din alea, le reinvestesc în echipament. Bun, stand-up, am făcut un an, am făcut nu știu câți bani, mi-am luat și eu un BV, mă rog, românul din mine trebuie să... <rătru> trebuie <ursuleț> să... <rătru> Nu, nu era ursuleț, nu, că încă nu, nu am făcut ce fanatic mare al mașinilor. Uh, deci, cumva am încercat am acest pragmatism cu multe, uh, multe influențe de astea, de pasiune, să zic, uh, de, pentru ceea ce voiam să fac. Și, Fanica, ai zis de astea cu IH, pentru că, la un um, Deci, când m-am hotărât să investesc cel mai mult, am zis, bă, vreau să fac un sketch pe săptămână. Și era greu. Și aveam. Dar până... tu cunoșteai pe cineva în România, care ai venit în America, adică, nu. ok, fac un sketch și pe cine Cristina m mă urmărea de mult timp și vorbisem cu ea cu un an înainte. După care noi nu mai vorbisem un an întreg și fii atent ce s-a întâmplat. Deci am scris un sketch care se cheamă uh, Vreau să fiu cocalar. Care a fost primul meu sketch. Ăsta a fost primul... Hai că să-l punem și noi. Primul de sketch de al lui Vreau să fiu cocalar, primul meu sketch, care, uh, în care aveam așa, aveam, să am un maestru cocalar care mă învăța să fiu cocalar și un love interest. Și stăteam să mă zis, bă, pe cine pot să conving eu? Am vorbit cu Bendeac, care... El cu care, uh, Da, făcusem cu el încă un, o, mini-chestie cu, cu ceva timp în urmă care se chema Game of Bros, care, de fapt, de fapt, așa a fost, scuză mă Am făcut Game of Bros cu Bendeac, care a rupt, după care am luat o pauză câteva luni să-mi fac planul ăsta și pe aia am început, gata, săptămânal. Dar tu cum ai ajuns la Bendeac și la Cristina? Tu-i căutai? Mesaje. Adică, mesaje? Tu-i da. Căutai? Da, 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 îi căutam, eu fiind cumva... Adică tu simțeai că Mihai e, ți s-ar potrivi în sketch-ul ăla sau cum? Cum îmi doream adică, mai mult, că nu de mult? dacă îmi doream mult, îl admiram și cumva eu aveam deja un an în spate de mini, se cheamă vainuri, așa se mm. cheamă, erau alea de șapte secunde. Și aveam câteva care fuseseră virale, deci și el văzuse ceva de, de la mine cumva și nu, nu era ca și cum mă băgam cu japca 100%, știi? Era mai mult așa, gen salut, uite, știi? Uh, nu a putut să facă sketch cu mine Mihai în ziua în care trebuia. M-a anunțat, m anunțat seara târziu, mi-am amintesc acum că s-a întâmplat ceva și eram mega ofticat că nu aveam, aveam locație, plătisem om să vină într-o perioadă în care băgam toți banii pe care îi făceam în asta. Și era primul meu sketch pe care îl postam și ziceam, mamă, trebuie să rupă ăsta. Că okay? e... Și am scris lui Alex Bogdan, pe care îl știam de la Mondeni. Da. Actori sunt toți, dar Alex da. Bogdan era mai mai puțin expus decât uh, Mihai. Mihai, știi? Și am scris e-mail lui Alex Bogdan, dacă îți vine să crezi, mi-a răspuns în 5 secunde, uh, i-am dat, eu i-am scris Bădă, ceva lung. Bă, să stătea cu mail în mână Bă, și Alex și Bogdan. Zis, zis, mamă, mail până mâine dimineață și i-am scris, cred că o să, dacă îl caut, îl și găsesc, și i-am scris un intro al meu, că eu vreau să fiu profi, mă gândeam că nu mă știe. And salut, sunt Matei Dima, am canalul Bromania, am o idee de sketch, îți adaug scenariu, dacă ai putea să fii tu maestru cocalar din sketch-ul ăsta, nu știu ce. Și mi-a răspuns un, da, cu ai, mă bag, zim la cât, în ceva, ceva de genul ăsta, știi? Și a zis, wow, nu -mi vine să cred că vine, că vine Alex. Și în aceeași seară, îți jur, eram pe Victorie și nu știam ce fată să aduc. Am zis, bă, trebuie să fii o fată, Trebuie să fie ceva wow, trebuie când văd ăștia sketch trebuie să fie o fată pe care n-a văzut-o București până acum, știi? Și vine la mine un Akita alb, un câine Akita alb, să, mă, lingă, să mă nu știu ce. Și pe pe Victorie și zice, ce câine, nu știu ce. Se de cap Cristina, cu care nu mai vorbisem de un an de zile, cu care vorbisem, făcusem noi un vain, ceva, dar nu mergea, știi? Și n-am vorbit un an de zile cu ea când am fost plecat în America și când m-am întors, ea în fața mea acolo cu acest Akita Și ne-am uitat unul la altul așa, gen, una, una, alt, da, bine, păi te pup. Și tot zic, bă, asta e, asta e menită să fie, frate, e efectiv. Și îi scriu, nu vrei mâine să filmăm un sketch? Adică i-a plecat atunci? Nu -a, zis a, nimic, a plecat, că. nu, n-am vorbit nimic, a fost un șoc cumva, că noi nu ne văzut de un an de zile, relația rămăsese așa, mai nu știam exact ce ne ciondănisem puțin atunci când filmasem primele noastre, nici nu le-am postat pe alea și nu știam exact ce avem noi acolo ca relație să zic, bă, suntem prieteni, ce dracu filmăm, ce facem, știi? Păi asta e când profesionalul se amestecă cu da <coughs> noroc. Bă, și i-am zis, noroc, și i-am scris, bă, ce a fost, a fost. Mâine ne apucăm de Da, schetiu. și a fost ceva între voi? Adică Nu, mai Cătălin, mult decât Nu Oprește-te, Cătălin. Te rog okay. frumos. Mm -hmm. Mai vindem ceva de pe aici. Zici ce mai ai pe aici? Lasă. Imediat stac. Că... Imediat revenim. Dar n-a fost nimic? <laughs> Bă, e bun omul, e bun rău, nu pot cu el. Nu, mă admirație, admirație foarte bună. Nu, dar bună. la modul cum ai povestit tu și ai zis, adică Cristina, e chiar o femeie frumoasă da. și faptul că atunci când vine un câine așa, te linge și se uit la persoana aia, adică Ios nu e, sau ce? Nu, câinele la când vine achita aia pe Victoria, așa, știi? Bă, a fost... De, și a pleacă fost prea... și rămâne gândul, da. Da, mi-a Oricum, știi că a divorțat? Acum, vorbesc serios. E, da, da, e pe bune. Da, da, pe bune. Am văzut în Ea chiar a scris că e fericită acum că e liberă. A, da? Uh. Uh, nu știam. <gri> nu știam, nu știam. Nu, nu știam. Între mine și ea au fost ups and downs, ca să zic așa. Da, a fost o relație între voi, nu? Nu, 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 relație nu, nu. Am Eu mi-aduc aminte un sketch, dar să nu mă... erau cu un taxi galben la un moment dat. da, 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 da. E dragoste momentul. la primul claxon. Exact, dragoste la primul. Eu mi-l aduc aminte pe ăla și a fost de foarte mult timp. Ăla a fost a doua săptămână după acesta de care zic vreau să fiu cocalar. Aha. Deci noi ne-am întâlnit a doua zi cu Alex Bogdan și cu Cristina, l-am făcut, l-am postat și a fost primul sketch de pe Facebook-ul românesc care a bubuit efectiv. Când zic că a bubuit, a făcut milioane de views. Nu făcea nimeni milioane de views atunci. Și de-aia noi ne uitam de la oră la oră cum creșteau alea mesaje. Oamenii nu înțelegeau, bă, cine este ăștia? Că și eu eram nou, ea era o față nouă. Alex Bogdan, da, fusese la Mondeni, dar nu era expus la felul la care te expune internetul. Și a bubuit și brandul meu, a bubuit și numele ei. Toată lumea a bubuit și de-aia am zis, bă, în fiecare săptămână facem câte unul. Și a doua săptămână a fost dragoste la primul claxon, când eu sunt taximetrist da. și am mă apucă de așa. Și ăla, nu ca bubui, dacă îl găsește pe YouTube, acum are peste 60 de milioane de vizualizări pentru că a prins afară. Nu știu cum, dar a prins afară 60 de milioane Vezi de vizualizări. Deci, înseamnă o femeie frumoasă și o mașină mișto? A, mult. Eu n-am avut zero, cam zero aport că e funny Mi-a adus, pentru străini era funny, adică da. nu înțelegeau ei bine. Adevărul e că cine n-ai bază, da, zis. Da, da. Nu, dar foarte mișto sketch alea și sunt convins că oamenii și le aduc aminte. Da, am continuat pentru că, uite, mi-a mi rămas zi, că... în minte în, ă, ăla. Da, oamenii încă, ne, încă ne, ne asociază, să zic, pentru faptul că am bubuit. De seama, un an de zile aproape a fost în care am postat zeci și zeci de sketch și scurte din alea și da. așa care au bubuit. Da, uite ce înseamnă ne să nu te dai bătut, știi? Adică să faci venurile alea la început care nu funcționează și să zici, bă, știi ce, eu tot cred. Și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, pentru că atunci a început Facebook-ul, atunci s-a dat seama da. că e un moment prielnic. Da. Și asta mă gândesc la oamenii care urmăresc podcastul ăsta. Știi, sunt atâtea platforme acum, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, care pot să ți arate valoarea ta, chiar dacă n-ai, nu știu, câte studii, dacă, chiar dacă n-ai nu știu câte facultăți da. terminate, dacă ești talentat și îți dorești ceva, cred că poți să reușești. Da, să nu desconsidere oamenii care sunt acasă și se gândesc că poți poate să facă ceva, să nu desconsidere o platformă, doar cum era la TikTok-ul la început, în care ziceau oamenii că ce, că nu numai mizerii. Da. Poftim? Nu sunt numai mizerii, e o oportunitate TikTok-ul, dacă tu vrei să rupi, e un loc unde te poate găsi o națiune întreagă, dacă mm -hmm. tu ești fan sau funny. Victor Grosu, unul dintre arhitecții cunoscuți ai online-ului, are cont pe TikTok. A venit aici la podcast și mi-a spus portofoliul lui se, a fost undeva cum pe la 600 de milioane de dolari sau ceva de genul ăsta. De-a lungul timpului casele, birourile, tot ce a construit el așa sau ce a făcut, s-a ridicat pe la vreo 600 de milioane de dolari. Și el în timpul podcastului mi-a spus, știi ce? Eu, săptămânal, de pe TikTok am trei clienți la mine la birou să-și amenajeze casa, să-și facă decorul, designul. Și uhum. de asta zic, platformele astea sunt de luat în serios. Pentru că platformele astea poți să îți schimbe viața. Întotdeauna, dacă ai o afacere, dacă vrei să-ți expui un talent, când auzi de câte o platformă, chiar dacă la început pleacă pe mizerii, algoritmul e atât de deștept acum și mai ales cel de pe TikTok, încât întotdeauna o să-ți curețe mizeria și o să-ți dea ce vrei tu. Și în cazul tău, ca drept creator, o să poți să crezi pentru cine vrei tu. Am o problemă aici cu algoritmul în ceea ce privește pe soacră mea. Vede tot felul de momente din emisiunile vechi și are impresia că se întâmplă în momentul când se uită ea pe ele, știi? asta e funny, da. Da, da. TikTok-ul care schimbă viața oamenilor și în același timp Facebook-ul ți-a schimbat viața la început. Da. Aceste, și apoi YouTube-ul. Da, aceste... Postam în paralel, dar eu am fost, cred că, extraordinar de viral prima oară pe Facebook, pentru că era locul unde erau toți românii și pentru că era content foarte șeruibil. Erau content relatable, erau fețe fine, erau glume. Okay. Da, nu vreau să spun că acum că sunt un om haios uh, non-stop, mai ales când vorbim de volum. că Eu făceam mult volum, adică un sketch pe săptămână și două, trei din astea scurte tot pe săptămână. Adică vorbim de volum, e greu să-l ții la un nivel. Cine erau rivalitate atunci? Competiția ta? Competiție, cred că uh, la scurt. Da, acum ni să, nu, să nu mi se ia numele de rău dacă greșesc datele, dar știu că Mircea a apărut și el cu sketchuri lungi și tot așa făcea... Mircea el, Bravo. Da. El făcea farse și după aia s-a mutat pe sketchuri. El La scurt timp după ce canalul meu a bubuit. Au mai fost fetele de la Like Ones, care mm. tot așa și ele ele cumva făceau ce făceam eu, dar din punctul de vedere al femeii, ceea ce mi s-a părut o idee super bună. Și pe Facebook nu prea mai erau. Pe Facebook, atât vorbesc. Dar pe tine, care a fost rețeta asta să te menții și să-ți să vezi așa drumul tău, știi? Pentru că acum când spui de foarte multe proiecte, uite, Mircea a rămas în, în genul ăsta de sketch și el a făcut film și a mers în zona asta. Fetele oarecum au luat-o fiecare pe un drum separat. Da. Și oameni din perioada aia n-au mai rămas așa. Te pe, la adică tu știai urmări. că pe 5 ani planul tău băie, a, trebuie era da, să fiu film. Planul era. meu e trebuie să fac aia, adică tu te țineai de drumul tău. Da, nu, era eu știam că e o, o, un stepping stone, o piatră pe care te spun piciorul și să merg mai departe către următorul meu cel și anume să ajung să fac filme. Uh, alții uh, și, au un drum poate similar, dar derivat în altceva. Mircea mi se pare că face o chestie genială și anume a rămas uh, pe același rol de ani de zile și oamenii îl regăsesc ca drept acest Mirciulică de acolo așa și în filmul, filmul, știi? Da. Adică cum să nu vină oamenii să-l vadă când el de ani de zile joacă acest rol al cum ziceam, cum sunt eu în timbilling în casator. El e constant în casator. Își încasează în fiecare sketch. El e băgat, e refuzat, e băgat, e bătut, e e, e, e victima mm -hmm. și în ochiul în ochiul privitorului asta te face foarte, foarte puțin Uh, nu, nu te face. cum se zice? Nu, îți rămâne publicul tău acolo. Îți rămâne, dar ce vreau să zic e că nu. tu nu-i deranjezi. Dacă tu te duci pe scenă Sau la un stand-up cu tine. Nu! Dacă tu te duci pe scenă la un stand-up și zici că ești șmecher, nu te place nimeni. Dacă urci și spui că ești un lache. Oamenii își lasă armele jos, înțelegi? Și el știe foarte bine treaba asta, și o, o face foarte bine, și eu nu strut să fac treaba asta o perioadă bună de timp. Eu nu strut să joacă în timp. El. Da, ei știu foarte bine să stea, cum am făcut și eu, cariera mea, a plecat pe zona de zone. Eu timp de un an de zile nu combinam nimic în sketchurile mele, îmi luam friends de la toate fetele, nu adică erai combina... victima. Da, eram la ăla la care nu face nimic și publicul te adoră pentru asta, pentru că ești sub ei. Tu trebuie să fii sub public ca ei să te adore pentru treaba asta, știi? Și de aia zic că ce a făcut și Mircea foarte bine, a rămas în zona asta super bine, de aia și numele filmului Mirciurica. e foarte bun. Gen, nu te nu-ți face nimic. Bă, da, mă, știi, e mirciulică, știi? Și de aia, pentru public, asta e, e huge, ca, să, ca, să, te, ca să fie, fă, să, să, fie, foarte relaxați, așa, în, în, preajma ta. Păi, și înseamnă că tu, Bromania, în... care ești tu adevărat, o Bromania? Ești ăsta care ești încasator în filme? Ești ăsta care ești băiatul crescut bine de la Constanța? Da. Cine ești? Nu se știe. Sau nu se mai se ești producătorul mai... care a băgat un milion la filmul Team Building? Da, nu, 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 nu. nu. eu... Eu nu cred că aș putea să fiu într-un singur fel, cred că mi-ar face bine carierei să fiu într-un singur fel. Cred că oamenii se simt mult mai relaxați când te pot încadra undeva, au nevoie de treaba asta și cumva așa brandurile, uh, brandurile care se creează au aceste, se cheamă brand identity. Kevin Hart, de exemplu, ce are un brand identity de băiatul ăla care, ei, 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 știi? Și el joacă asta în fiecare film și funcționează, îi merge, The Rock. La fel, în fiecare film e de bad. Eu am că de rock e Dorian Popa, jur dacă nu. e. Dorian Popa e un brand identity, știi exact ce să zică, știi exact ce să facă, știi? Și pentru oamenii asta, pentru, pentru oamenii asta înseamnă mult. Îi consumă produsul ăla când știu ce este, pentru că nu îi pune să... Bă, Și că nu îi dezamăgește, nu? Adică știu la ce se așteaptă. Dacă știți la ce te aștepți și primești. Uite, mie la mi s-a părut, am fost cu copiii mei la filmul Five Gang, unde ai jucat acolo, erai polițist și ăsta a fost rolul tău în Five Gang. Da. Nu? Uh, și copiii mei erau fascinați să mergem să vedem filmul, apoi l-am văzut și pe Netflix, nu mai era în am la pe Netflix. Așa și apoi am văzut și Miami Beach, am văzut și Tim Billy și mie mi se pare că tu ești băiatul ăla care ai stat așa, cum să zic, n-ai deranjat în stânga, n-ai deranjat în dreapta, ți-ai văzut de drumul tău și dintr-o dată toată lumea ce bă, l ai văzut pe Romania, Bă, Romania, bă, România, știi? Adică mi se pare că te-ai făcut remarcat prin toate rolurile tale, dar în același timp mi se pare că e foarte multă muncă în spate și că faci asta de mulți ani, se vede, știi? Da, se adună ușor, ușor, dar în același timp, jur, au trecut doar. Adică să nu spui că tu nu ești conștient de succesul tău. Conștient? Sunt, da. sunt, sunt conștient și sunt. Te recunoaște lumea pe stradă? Da, da, da. Cum te strigă? Bro, Bro. șefule, penis mare, nu știu, cum. <laughs> nu, sunt. În ce zonă mergi când ai la nivel este? Nu, sunt. Uh, uh, sunt humble, m -m -m adică mă fac să mă simt uh, extraordinar oamenii care mă recunosc și eu o fac și într-un mod drăguț. N 99% dintre oamenii care te recunosc o pun frumos. Că mai e unul la 100 de oameni care zici o glumă proastă, aia e. Da, uite, legat de glumele astea proaste, uh, pentru că avem un moment, prieteni noștri, de la Morf, uh, am fost să luăm. Uh, avem un parfum, fii atent, e mișto, foarte mișto. E unisex, pentru că oricum ai o relație uh, misterioasă, așa. C în toate ziarele scrie iubita misterioasă a lui Bromania. Nu, în toate ziarele. Dar de ce e misterioasă? Într un singur ziar scrie, nu, în toate ziarele. Dar cum o cheamă? Uh, Dani, Daniela. Și câți ani are? Dar trebuie să zic astea, nu-mi dai ăla, că nu înțeleg. Pare că... E dar, sex că de... Uite, miroase foarte mișto, jur. E de la Morf. Chiar miroase bine. Chiar miroase de... bine. O să-i placă. Păi e uh, Aniversarea și... de un an o să-i placă. A, ah, deci n aveți un an? Când faceți un an? Uh, în două luni. Adică pe ce dată, două luni? Hai mă, dă parfumul la <laughs> coace și nu mă mai pune în pericol. Uh, dar cum ai cunoscut-o? Dani? Da, vorbi pe Instagram. Nu cred, băi, jură. Dar unde vrei să vorbesc? Unde crezi că am timp să merg să cunosc femei? Deci nu cred tu ai cunoscut-o pe iubita ta pe Instagram? Da. Tu ai făcut primul pas? Normal. Cum să fii cu cineva care face ea primul păi pas? Păi și cum? Adică căutai conturi așa random și ai văzut pe cineva care ți-a plăcut? Da, normal. Eu scriu la fete de ani, de zile. <laughs> am ani de zile la... de burlăcie, scriu, cred că... Și ce le scrii? Uh, și eu fac asta. Da, nu, nu, nu. Deci cum uite, adică cum le scrii? Suntem unii care nu suntem căstoriți de 10.000 okay. de ani. Perfect, perfect, dar cum îi scrii? Adică bună, sunt bro. Nu, schema, fosta mea schemă, că acum nu se mai aplică, uh, era reply ul la story. Adică vedeai un story care îți plăcea? Da, adică și mi te se... Băgeai în, te băgai te în seamă seara. dând replay la story-ul ăla. Da, un replay, dar și nu tu era... la fel? Da, merge, merge. Da, nu e, 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 e bună... Zi cum funcționează. Vezi dacă mușcă, ca să zic așa. Exact, și nu vrei să fie la care zice hello, cf, sau așa. Vrei să zici ceva vis-a-vis -vis de acel story și mereu te poți lega de ceva. Așa, păi ea vede și îți, dă, îți scrie mesaj. Ei, mersi că... Dacă nu? e inspirată să răspundă. Și... Că am primit și sinuri. Da. țin minte. Și, și Dani? Daniela? da, Daniela, da. Și cum, a văzut? Ai făcut același chestie? Da, i-am scris, am început să vorbim, am vorbit o perioadă, după aia ne-am întâlnit, clasicele. Ok, perfect. sunteți un an împreună? Aproape un an. E o relație serioasă. Bă, la de la zero relații de șapte ani la un an, eu cred că mai, mai serios de data pentru mine nu se poate. Vreau să zic că parfumul este celor de la Morph, sunt niște oameni care ne sunt parteneri și au niște parfumuri foarte mișto. Bă, se numește Obsesia și este o chestie pentru simțuri, senzualitate uriașă, uh, extract de viață pură, fiate în jur, așa scrie, un amestec de lemn prețios pentru a spori caracterul cel mai rebel. Jur, asta este descrierea parfumului de la Morf. Nu, am înțeles. O să fac o chestie pe care am mai făcut-o dintr-un podcast în care am primit niște flori și le-am dat, am zis că de la mine. O să-i dau și parfumul ăsta și cam într-o săptămână, când iese și o să-l vadă, o să mă înșure. Dar ea are simțul umorului, că altfel nu putea să mai bălă mine. bine. Câți ani are? 23. 22. 22? Da, 20. Știu ce o să spui. Nu am zis ce absolut o să nimic. Spui, doamne, de ce adică faptul așa că e 13 de ani, diferența între voi, ce e problema asta? Păi aia zic, mă, o să spui și că ne am luat una așa în vârstă. Actriță, doamne. Păi nu știu, cu ce se ocupă? 22 de nu ani? Nu știu dacă poți să cu actrița. actriță. E, e, din Constanța? Nu, nu, e București. Și? București, București. Ai cunoscut-o pe mama soacră? Da, am cunoscut-o. Și? E? foarte de treabă. Super. Da. E, care că mă... Eu știu, cred. Că pe mama soacră? soacră? Nu, nu, pe, pe ea. Pentru că suntem vecini în florească acolo și ne-am văzut la mega imagini într Da? În Bagă bi pe mega Image, și hai să scoatem bringo de Ne-am văzut la Carrefour într-o Ok, perfect. <laughs> <laughs> nu că avem parteneri pe prieteni de la bringo. Vrei ceva ca să duci acasă? Doamne, ferește, deci tu... Deci, ideea e în felul următor. Dacă vrei să-ți comanzi ceva, în, timp, în timpul ăsta stai cu Dani acasă, da. vă uitați la un film, vă uitați pe net, faceți un sketch, poți să comanzi prin Bringo, e o aplicație care îți aduce 90 de minute tot ce vrei tu acasă. Fără nicio problemă. Voi ați avut... Ce ați avut la film? Că ați avut și voi un retailer. N-ați avut? Taz. A, Taz. Noi nu avem cu Taz, suntem cu Bringo. Deci o să pice la montaj. nu, nu, nu rămâne. A, rămâne? Dar poți să descarci și tu aplicația Bringo și să descarcă și oamenii care ne urmăresc. Poți în 90 de minute să comanzi tot ce vrei. De exemplu, noi ciucă ce luăm săptămâna asta. Nu mergem pe fructe, că am zis să nu mai mâncăm. Am zis că avem o săptămână de fructe, legume, așadar, uite, brocoli, banane, salată verde. E o aplicație. În 90 de minute, îți vin oamenii ăștia acasă și bringo chiar îți salvează foarte mult timp. La... Serios. Vreau să mă lași puțin, o secundă, să le leg. Deci, deci am băut vin, am băut Sâmburești. de la Așa, să cafea. Ne-a crescut tensiunea, trebuie să ne facem analizele. Ne-au venit analizele, ne-am dat seama că trebuie să. Avem uh, o aqua carpatica pentru tine. Bei niște apă după aia. Exact, aqua carpatica. Nu poți să ratezi, serios. Da. Bei apă, dar realizezi că trebuie să fii și mai sănătos, să-ți cumperi niște brocoli, niște. Uh, prin bringo. Așa? Prin bringo. Da. Și uh, când vine curierul. Că, da, da. Vine, bine. 90 arucă, de minute. Tu trebuie să te uiți la timp. Ai un ceas de prezentat ok mai să te de uiți asta. la timp, nu? Exact. Când ajunge în 90 de minute. Oamenii ăștia chiar, România chiar s-a prins. Noi avem la podcast partenerie pe cei de la Culto, avem o relație specială cu ei și ne-au dat un ceas certina, Action Driver se numește, și îl găsești în magazinele Culto. Uite, îl pun aici să-l, să filmăm, să-l arătăm. E un ceas elvețian și este senzațional, om, ceasul ăsta. E din 1888, jur, certina, și-a câștigat reputația asta în producția de ceasuri. Uh, și uite-l cum arată. Iar ceasul este acertina, le găsești în magazinele Culto. Mulțumesc, Cătălin! <laughs> stai, 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 un pic, fii atent! Stai, e precizie, fate, precizie elvețiană, bro. A. Ah. Asta e ceasul pe care eu l-am purtat, dar îl duc înapoi, să știi, nu el meu. Ăla? Da. Asta l-am purtat pentru că mie, eu sunt pasionat de ceasuri. Acum la modul cel mai sincer. Că și nu mi-l dai? Nu, înțeleg. nu, certina îl pun eu, îl arăt oamenilor ah, și okay. după aia îl duc înapoi la magazin. Jur. Sankhi. Nu, Mare pe cu Sanchi. Pe cuvântul meu de onoare, eu sunt pasionat de ceasuri. Da, am licitat, uite, am fost la o licitație, a fost o gala zilele astea culto pentru fundația Renașterea și pentru că sunt pasionat de ceasuri, eram la o masă, invitat și am licitat, mi-am luat un un ceas. Felci. Dar nu ăsta, mi-am luat uh, ah. un uh, un alt ceas. Serios, ah. am dat banii pentru fundația Renașterea, în fine. Dar ăsta Certina e chiar foarte mișto arată, dar pentru că ziceam, prietenii de la culto, uite, au și pentru tine un cadou. Băi, deci avem tot ce trebuie. Bă, deschide, să dar deschide să vezi ce ai. E un G-Shock. E un șoc, doamne! Deci tot, tot podcastul ăsta este un șoc pentru mine, un G-Shock. Uite, vezi? Dar e chiar foarte mișto, să știi. Bă, mersi mult. știi, nu l-aș deschide ca să pot să fac, nu. să-l dau mai departe. Că dacă îl deschid, Nu, dar fii atent, cum să-l dai mai departe? E bărbătesc, e pentru tine, iar G-Shock... Păi am prieteni, e vor ziua lor de naștere. Păi nu, e pentru tine, e al tău, nu-l dai nimănui. E un G-Shock, iar g shock ăsta și-au propus oamenii ăștia să facă cel mai rezistent ceas din lume. A, putem să facem orice cu el? Da, putem adică să adică poți o să, le și în team, poți să le ieși în team building cu tine. Bă, nu știu dacă, nu știu dacă rezistă Și fii atent, așa. e singur, smartwatch și e considerat unul dintre cele mai rezistente ceasuri din lume. E foarte tare, jur, Ui, g shock ce -a mai făcut ăștia, uh. Aute. Strong, super. Auzi, dar dacă vine... Fii GPS. Așa, să uh. nu mă pierd. Da, exact. Să-ți măsoare bătăile inimii. Așa, da. Asta pot să-i dau la mama. Exact. Și ai, ai de toate la el. Tot da, am o întrebare pentru tine. Când vine curierul ăla de și la Bringo? Aduce, da, de la Bringo, eu aș vrea cumva să -mi miros bine. N-aș vrea să... avem un parfum, ți-l -am, am dat dar, mai devreme. Aoleu, am parfumul ăsta de la Morse. Exact, bravo. Bă, bă, bă avem, avem tot ce trebuie. Da, bun, super, mă simt ca la opera, efectiv, ca la... sub scaun ce am. <laughs> Când pleci o mașină în fața casei te așteaptă. Doamne, Bro, haide să ajută. dăm noroc și să da, continuăm rog, discuția doamne, asta, da. Da. pentru că ești un tip foarte mișto. A, mersi, altfel mă dă de -aia afară. Nu. Ai avut pe vreunul care a zis, bă, de asta nu-mi place? Bă, da, dar nu. jur că am avut podcasturi în care, după ce am terminat, zi, măciucă. Mă, ce? Ce am zis? Zi, ciucă, e... La podcasturile acestea, care au venit niște invitați, care una întrebam, alta ziceau. Da, bine, acum nu putem de... să vorbim urât de invitații noștri. Dar nu vorbim urât. Da, da, poate că am avut și... <laughs> Momente dificile. Vreți să dau o idee? da. Și apoi Hai. vreau să zic ceva, zi. Sunt convins. Aș propune să ai toate cadourile astea pe care tu mi le-ai dat azi și îți mulțumesc, să le ai așa, gen, așezate și la fiecare invitat să-i spui la final alegeți ceva ca să ieși mai pe, știi? Și să fie constant, să fie puse, ceasul acolo. Păi, vine mișto și... dar trebuie să le argă pe toate. A, tu ai prin contract, trebuie să le dai pe toate, atunci nu știu, ok. Da, poți să ne ajuți la chestia asta să implementăm? Mm, nu, cred că o fac la al meu. Cred că îmi fac și eu podcast. Matei Dima Podcast pe canalul <laughs> România. Da, știi care e chestia? Legat de parfum, cei de la Amor, când au venit, au zis, Florin a fost și-a luat. Și a întrebat, bă, cine vine, ca să știm, să-i facem profilul, să-i dăm. Și au zis Bromania. Și Florin, zis sincer, fără să te roșești, ce au zis când, a, când ai auzit că vine Bromania? Ceva de genunchi, trebuie să fie ceva mai sofisticat, un parfum mai sofisticat, chiar e un pic mai sofisticat. Și că e un pic? Ce? Zice, mi-ai zis că e un pic. Ai grijă ce spui. Că ți-au zis că e un pic antipatic sau cum? Arogant, mai nu, arogant El e ardelean și nu vrea să zică. Te, te lovești de pe... Da, mă, da. Jur, adică nu vezi... E ardelean, mă, și... el e de treabă, mă. Da, e de gașcă. Dar, acum, sincer, ai avut... I-au avut, zis oamenii ăștia și, de multe ori, și eu am percepția asta a unor oameni care, fără să te cunoască, spun tot felul de etichete. Și ai avut momentele astea în care lumea ți-a zis Bă, Romania, ești un încrezut, un... Ai venit tu din America să ne spui cum se face școala aici nu vine să cred frate, că ai asta despre mine. Nu -mi ba nu, tu ai spus. Se vede foarte clar pe tine. Da, tu atunci... ce le-ai zis când m-au făcut sofisticat o arogan? Le-ai spus, nu e așa? Nu, că nu te cunosc. Nu știam. Și acum ce crezi? Acum am. Așa, mersi. mi-am schimbat părerea. Adică nu aveam o părere rea despre tine, dar nu te cunoșteam. Și acum Bun. pot să. Și acum ce părere ai? Bună. Da. E băiat de treabă? E un băiat de treabă, da. Dar tu, tu observi că el seamănă cu ediciră? Uh, e puțin da, da. da, e da, dar nu m-am gândit. pare, el e genul de, cum, cum, cum te cheamă iartă -mă? Florin. 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 Florin pare genul de om la care te uiți o secundă și îți dai seama că e băia bun. Da. Adică e genul de om care pare, de tre nu știu dacă e bine pentru tine asta, s-ar putea să, dar poate o folosești ca pe un... Un casator în următoarele da. uh, roluri. Totul să ne bucurăm da. de premii. Cred da. că e singurul podcast la care ai primit atâtea premii, nu? Cadouri, premii! Cadouri, premii ce mai contează și emisiunea dacă mergi la Marina Almășan la fel o să primești. Da, și te rog să spui la oameni de acum că sunt băiat de treabă, da? Dacă nu, te omor cu mâna mea. <laughs> Mersi mult de tot, super. Da, ai avut percepțiile astea greșite din partea oamenilor în ceea ce te privește și te-a deranjat? Uh, nu aud că sunt arogant de o viață întreagă. Uh, Dar de ce crezi că oamenii cred că tu ești arogant? Cred că e fața pe care eu o fac când sunt în public. Eu am un fel de uh, barieră pe care mi-o impun cumva și cred că de multe ori este interpretată greșit. Uh, recunosc că de multe ori poate sunt intenționat arogant pentru că vreau să păstrez cumva o, o barieră între mine și oameni, pentru că ce aș vrea să înțeleagă urmăritorii e că. Când, când ești supus, un, când, când nu mai ai un filtru față de oamenii de pe stradă, poți să ai frica asta, că nu știi cum o să vină la tine. Nu știi ce o să zic, ești foarte tangibil față de vedeta clasică veche. Ești o vedetă de pe internet, ești o vedetă care a, a, a născut pe internet, a apărut pe telefonul ăsta, e ca un frate de al tău. E un... Mm -hmm. un cu Știi? Și asta pentru un om care nu e neapărat pregătit să fie luat atât de tare, poate să se traducă în, în aroganță, de multe ori, în felul în care eu mă, mă comport. Dar, în același timp, pentru că știu că, odată ce treci de bariera aia, eu sunt gata să îmi dau și sufletul pentru un prieten adevărat, țin acea barieră destul de ridicată ca să nu treacă oricine. Mai ai prieteni din copilărie de la Constanța? Da, da mamă. Mam. Oameni cu care mai păstrez legătura? Foarte. Chiar dacă a trecut atât de mult timp? Da, 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 nu mulți, nu mulți, pentru că eu, din dorința asta idiotă a mea de a mulțumi oameni și de a fi acceptat și de a fi cool și de a De asta intra... nu te să faci depresie? Să te duci cu capul la un moment dat? Ba da, ba da. Dar evit să vorbesc despre depresie, că mi se pare că toată lumea vorbește despre depresie. Hai să de vorbim despre lucruri frumoase. Nu știu să o explic dacă am avut sau nu, dar sunt și eu trist în foarte multe momente. Mai multe decât aș vrea, sincer. Stau și sunt trist și nu-mi dau seama de ce. Dar nu evit să, o, evit să o conștientizez, ceea ce cred că este prima greșeala pe care poți să o faci vis-a-vis -vis de depresie. Cred că orice psiholog îți spune nu, trebuie să. Primul pas este recunoașterea. Dar nu vreau să mă gândesc la vreau să mă gândesc la gândurile frumoase, vreau să mă gândesc la lucrurile bune care se întâmplă în viața mea. Și am prieteni, da, chiar am prieteni cu care mă știu de, de ani de zile, dar am făcut greșeala asta, pe care o fac și acum, chiar și la team building. Eu m-am bucurat enorm că o să fiu printre actorii aia. Și acum regret, regret cumva că gândul meu a fost, mamă, o să fiu cu actorii. Adică foarte tu nu, nu, tu pentru tine nu te vedeai la același nivel cu ei. Mă, mă vedeam în stare să fiu la același nivel. În continuare, cred că am mult loc în care pot învăța, pot crește, dar când fac multe chestii în paralel, este foarte greu să excelez la una, știi? Și aș vrea să se așeze la un moment dat această companie, această industrie, să se așeze într-un loc în care lucrurile merg și de la sine, ca să pot să mă axez pe, pe chestii mai punctuale. Dar, zic sincer, unul dintre gândurile mele când am decis să fac team building a, și când am văzut ce echipă se adună a fost gen, bă, cât de tare că pot să fiu lângă Pavlu, cât de tare că pot să fiu într-un film cu Adi Nicolae. Adică, pentru mine, astea însemnau în foarte... Fel, oameni care... Ca din Nicu, de asemenea. Dar, vă, acum, gândindu-mă înapoi, nu mi se pare decizia corectă. Nu mi se pare că eu trebuie să o gândesc ca și cum, ma, vreau să mă accepte oamenii ăștia din lumea, lumea actorilor, să fiu unul dintre ei. Pentru că deși am câștigat mulți prieteni, am și pierdut mulți dintre ei. Și... Dar crezi că mulți oameni nu se raportau la tine ca un actor? Ca la un actor? La fiecare a fost diferit. Unii probabil mă priveau mai mult ca pe un producător care, na, e omul care îi plătește și de multor ori actorii au asta. Adică, la urmă, e un, e un, job, e o slujbă. Ești plătit pentru ceva și tu trebuie să o execuți. Și mulți sunt corecți din punctul ăsta de vedere, contractual și așa. Dar toate sacrificiile astea pe care le-am făcut, să zic, și uh, kind remindersle pe care le-am primit și certurile pe care le-am avut pentru că e filmul care a fost cel mai plin de certuri, ca să spun așa, de de clash de orgolii, niciun film pe care l-am făcut n-a fost De ce? Fiecare Pentru că suntem orgolioși, pentru că eu sunt orgolios, pentru că Oamenii cu care lucrez sunt foarte orgolioși. La toate filmele pe care le-am făcut, gândește-te cu ce oameni am lucrat eu, sunt oameni cunoscuți. E și greu să toți... lucrezi cu micuțul? Nu e, e greu. Nu el el pare el... cel mai ușor de lucrat cu el. Pentru că are, are această chestie pe care o poartă el, în care e mai mai supărat, așa cum e. e. E și cumva noi am folosit treaba asta în film. Adică e parte din personajul lui, știi, când e introdus și zice. Asta nu e o firmă de oameni supărați pe lume. Și pe aia îl vezi pe el supărat pe lume. Deci noi cum am luat mult din car caracterele noastre și le-am, cum se zice, pamploa pe fiecare personaj. Și al meu chiar. E acest gen, hey guys, hai să facem, știi? Emil, personajul meu, așa e. Al lui imagine, nu o să meargă niciodată, nu, știi? Asta e. Dar ce a ieșit și uh, talentul imens pe care îl are el și munca pe care a făcut-o, el a lucrat cu actorii, adică astea sunt... Uh, nu au, nu poți pui preț pe treaba asta. Nu ieșea filmul așa de bun dacă fiecare dintre noi nu-și făcea treaba asta. Dar îți zic acum, la fiecare film și sfat pentru oameni care o să facă genul ăsta de proiecte, trebuie să-ți lași orgoliu deoparte. Până, e la, greu un lași deoparte. Până la un punct. să ego ăsta de parte. Până asta e, atenție. Sunt limite uh, care pot fi întrecute. La mine s-au întrecut limite și, și, cumva de aici se și strică anumite relații. Când se întrece acea limită, gen de bă, stai mă puțin. Dar uh, toate sacrificiile astea uh, nu mai contează în secunda în care eu mă pun pe o alee la un cinema, că nu mai sunt locuri, că e sold out, și mă uit la oameni cum se uită la filmele noastre. Ai momentul ăsta în care vrei să intri într-o sală Merg. de cinema, să te uiți, să vezi cum reacționează oamenii? Totdeauna fac asta. Mă duc pe aleea aia, bag capul printre gratii, nu se uită nimeni la mine pentru că lumina le bate în ochi. Nu te văd. Da? Și când le văd reacțiile la glume care știu eu că au fost scrise acum doi ani că poate o să meargă și ei se uită și râd efectiv de râd cu gura probabil, aia e cel mai fericit moment al meu. Cât de tare e chestia asta? Să te duci la cinematograf și la un moment dat să te uiți în stânga-dreapta și să vezi că s-ar putea unii din oamenii care joacă în team building sau chiar producătorul, omul care a băgat banii să vadă de lumea, e bine? Mă iubește lumea, mă place lumea, știi? nu e despre mine cât e despre produsul în sine. Adică... Da, dar produsul asta pentru tine e o jumătate de copil, că ești coproducător, nu? Da, da. Sau nu, e mai fie mult fie de jumătate nu, fie... nu, 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 e, ai zis corect. Dar la fiecare film a fost asta. Și la Copacul cu Dorințelor, care a fost făcut pro bono de către mine. Și la Five gang care au fost primele mele, primul meu film a fost ăla pe care l-ai văzut. Da. Primul meu film gândit special pentru copii, că de-aia te-ai și dus cu copiii tăi. Știi? Adică... Da. Da, la fiecare am făcut. Până ca producător, deci au fost cele două filme cu vlogger pentru copii, Miami Beach, Copacul Dorinților, care e o dramă făcută pentru copii. Da, Waspies. toată lumea a spus că este un film care te pune un pic pe gânduri, așa. Da, și acum Team Building, care e al cincilea. Și mai aveți alte filme la care lucrați? Mai aveți în proiect? Avem și lucrăm, da. și am avut o discuție de curând cu, chiar cu Codina am avut, în care mi spuneam că simt așa că, Doamne, de abia aștept să scot timp că parcă am stat degeaba. Și s-au uitat așa la mine și am zis, noi în 2020 făceam, postam, 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 vezi limbajul de internet, urcam în cinema, mai mi bici, au trecut trei ani. Tu în trei ani ai făcut cinci filme, adică e enorm față, de, dacă este raportez la ce ai foarte mult chestia asta de a face, de a face, de a face, de a face mereu? Ba da, dar din așa cum ți-am și spus, dacă simți că ești menit pentru treaba asta, e, e, e crucea mea de purtat, dar e o cruce foarte frumoasă. Adică mi iau foarte multe lucruri bune din toate. Îmi visul de la 10 ani. Nu pot să mă plâng de Cât treaba de tare asta. mi se pare chestia asta. Știi, alții la 10 ani vreau să fie pompieri, vreau să fie polițiști. Nu păi, știau ce vreau care să contează, fie. aia care fac, fac lucruri Iar care tu contează. Vrei să fie actor, să faci filme și uite că se întâmplă treaba asta. Dar cum l-ai cunoscut pe Lucian? Pentru că, Lucian, ai spus că e partenerul tău în casa de coproducție atunci când ai venit din America. Da, Lucian e partenerul meu și prietenul Lucian meu. Lucian cel care are Global. Da, este și prietenul meu cel mai bun, e ca un, ca un frate pentru mine. Uh, și ne-am cunoscut în Los Angeles. Nu cred, întâmplător? Foarte întâmplător. Eu stăteam cu două fete în, în casă. Ok. Două românce. Poți să ne spui cum le cheamă? Da, ele sunt fete care... De fapt, nu, nu, zic că ele au lucrat. Nu, 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 sunt două fete care erau la aceeași școală cu mine. Așa ne-am cunoscut. Da, da, nu mă gândeam dacă le mai țin minte. Mai țin de normal, minte Normal că le țin, încă vorbesc cu ele. Una a rămas și produce în, în LA, și urmează să producă Miami Beach 2, adică e ceva wow, că după ați ani mă reîntâlnesc cu ea și ne ajută să producem. Și cealaltă e o fostă scriitoare de la Pro TV, adică e ceva... Adică erau colegele tale de da, cămin, la școală? să zicem așa, de e, școală. Nu era cămin, că ne-am luat chirie cum ar veni, dar eram la aceeași școală, toți trei, așa ne-am cunoscut. Și? Și am luat cu chirie toți trei ca să aibă sens să ne permitem și la o petrecere a zis una dintre fete, a zis, bă, hai n-aș merge, dar n-am chef, dar nu știu și am rugat eu frumos, bă, hai, bă, noi n-avem petreceri pe aici, că n, n aveam bani, n-aveam nu știu ce, nu găseam petreceri, știi? Și a, era un român care dădea partii pentru Ina. Dacă hai să mergem, știi? Și i-am zis, hai mă, te rog eu frumos, că eu nu știam pe nimeni hai, acolo. Hai eu din casă. Ea știa pe un fotograf de la ei sau ceva genul ăsta și i-am zis, bă, pe te rog eu. Aninaru. Pe, doar Aninaru, uh, da, pe Aninaru și Caled care filma pentru da. Ina pe vremea aia. Și că hai, știu, bă, doar introduce-mă și pe mine acolo și după aia pleacă. Vreau să mă petrec și eu undeva, știi? Și am ajuns acasă la Ina, unde era Lucian gazdă și erau mulți români, aproape toți românii nelei ne adunaserăm la această petrecere și povestea e foarte haioasă, mai ales zisă de către Lucian că era o fată acolo care se mutase cu dansul, vrea să danseze, dan dansatoare profesionistă. Care m-a simpatizat din prima cumva, că eu eram. eram. Eu pe acolo, Ei, hey, ce faceți, care e treaba, nu știu ce, știi? Și uh, e, e foarte fanic că el, meru povestesc, zice că bă, când te-am văzut acolo, că te plăceau toate fetele pe acolo, am zis, cine dreacu e ăsta, dați la afară de ei, știi? <laughs> uh, după care ei m-au. Uh, am, am uh, început să-l povestesc ce fac pe acolo, și m-au luat să produc niște videoclipuri pentru Ina. Și așa a început? Da, așa, l-ai cunoscut pe Lucian? Da, am produs pe extra de puțin bani, pentru că aveam know-how de câțiva ani. Hai pe plaja aia că nu, nu te verifică nimeni cu avizul, hai pe strada aia, hai că știu eu un băiat cu lumini, știi? O românească de asta în care ne-am unit. Am filmat și pe un rooftop unde filmaseră Red Hot Chili Peppers o chestie foarte tare pentru Ina. Și ne-am împietinit în perioada asta. El atunci era iubitul Inei. Nu mai era. Nu, nu mai era? era. Nu, A, mai era okay. nu mai era, nu mai era. Nu mai era Nu mai era. și uh, uh, ne-am împietinit foarte repede pentru că Lucian are această calitate, deși e un afacerist și un, un geniu pe zona asta, uh, recunoaște foarte ușor oamenii pe care să-i apropie de el, care au cumva tangențe cu el, că și el e foarte sufletist și el e... E, cu, e, vrea să fie cu oameni care nu au energie pozitivă și eu eram acolo atunci, mai ales atunci, nu aveam grijă, eram, chiar mă durea undeva, de aia mereu mă gândesc la trecut ca și cu, bă, mai ți -mi minte, mă, că ne durea undeva în perioada aia, nu ne păsa, dacă nu șe. și acum suntem amândoi cu, bă, dar ce facem pe lumea asta, dar ce știi? Și ne-am mega am prietenit din punctul ăsta de vedere, l-am și ajutat cu orice mi-a cerut, el înapoi, în timp, după aia mi-a m-a răsplătit pentru tot ajutorul meu. Și de acolo a plecat o prietenie care a fost așa, gen, rachetă, efectiv. Păi am venit în România și am stat cu el în, în primul an, primii doi ani, de fapt. Am stat împreună, pentru că eu de-abia începutem cu bromania și uh, banii toți îi băgam în a produce bromania, știi, și am stat cu el uh, în casă, practic, să, fără să plătesc nimic. Și practic, acum și în filmul Team Building se poate observa că firma la care lucrezi tu este... <laughs> e un, da, e, e, o glumă internă acolo, se cheamă PLM Global. Da, da, ok, perfect. <laughs> da, sunt multe, eu vreau la un moment dat să fac un vlog în care să trec prin tot filmul, filmul să arăt la oameni câte glume ascunse sunt în film, de fapt. Sunt și să știi că sunt foarte multe și sunt deci, multe de... me, toată lumea înțelege ce înseamnă, nu? Pe care lumea, era și da. pe, pe Latin Music <laughs> care da. avea aceeași semnificație. Da, PLM, care la finalul filmului e dublat de faptul că Micuțu își face o firmă care se cheamă AI. Adică inteligența artificială. Da, și e AI de, de PLM. Știi? Adică e, o, e un joc de cuvinte foarte fani acolo. Dar sunt multe din astea și de-aia mulți oameni ne scriu că s-au dus a doua oară la film, ceea ce pentru da, mine... Da, eu, eu cred am... că de asta ți-a avut super succes. Pentru că, în primul rând, toți corporatii s-au încolonat și au mers să vadă filmul ăsta. Pentru că este da. despre mail-urile lor, despre viața lor și despre foarte multe realități care se întâmplă în corporații. De Nicoleta, nu? Nicoleta personajul... 100% există în absolut orice companie. Există. Foarte și... bine joacă. Foarte bine. Da, foarte Sorina, bună. Sorina, Sorina Ștefănescu este actrița care... Mi-a plăcut mult. Ne? Foarte e, bună. Foarte e, bună. E aur în film. Și ne bucurăm și noi că primim uh, tot felul de din de la corporații. Uite, mergem 10, mergem 15 și o zic, wow, merge cât mai mult. Da? <laughs> cred că Șerban Pablu ne-a povestit aici la podcast că la un moment dat l-a sunat sora lui și a zis, uh, fii atent, vreau să facem un felul următor, am vreo 5-10 colegi cu care vrem să mergem la film, dar vrem să-ți plătim și ție biletul să vii să vedem filmul împreună, știi? Și da. mi s-a părut foarte tare. Adică filmul ăsta a unit așa foarte mulți oameni din foarte multe domenii. Da, și eu și am Și dacă avut... pozașului care are câți ani pozaș. 24 și a plăcut filmul, e ceva. Am primit fix, înainte să vin la voi, am primit o filmare din Băneasa, din Mol, cu o gașcă de liceeni care cântau un actor grăbit la scena cântată de către Nicu Bă, cu și Bani. cu Brenciu, bun de tot momentul ăla, senzațional. Da. Pentru că și Horia Brânciu joacă în filmul ăsta, oameni buni, uh, și momentul cu el este fabulos. Da, noi l-am ținut uh, surpriză în punctul în care suntem acum. Și, e... și Horia a fost, doamne, deci știi cum e, auzi, despre el n-am auzit nimic, dar te gândești la, te pregătești pentru ce cei mai rău. Și pe la unul e o glumă foarte, să ai o autoironie fină, da, da, da. să accepti rolul bun, pe care... Bă, deci ziua în care am filmat cu el nu îmi venea să cred. Nivelul de profesionalism și dedicare pe care a avut-o pentru film, și se și simte na, când apare pe în scena aia lui. Mă rog, da, da. oamenii deja au văzut-o. Da, trebuie așa. să mergeți să vedeți dacă n-ați văzut, iar dacă ați văzut, puteți să lăsați comentarii despre filmul Team, uh, team Building. Fii da. vreau să te întreb câteva lucruri și vreau să completăm dacă am putea face în felul următor o scrisoare. Și o să zic așa, a fost o dată ca niciodată, Eu să spun la un moment dat puncte-puncte, tocmai trebuie să mai bem un pic cumva. Un nu parterii. mai, nu știu că vreau să fiu atent dacă de mai pui să mai de beau de 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 după aia. Zi... Tocmai trebuie să, să, să fie natural, uh, bro. Dar ce bem că n-am înțeles. <laughs> <laughs> uh, de ce vrei tu să facem reclamă la podcast? Adică avem voie să zicem? Vreau să te avem voie să zicem? Tu zici ce vrei podcastul tău! sunt și sunt prietenii noștri și credem că era vinul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Asta am aflat noi din podcastul ăsta de la invitați care ne Perfect. Pentru Nicu. care ne-au spus că întotdeauna președintele când avea invitați de afară îi servea cu un vin de sâmburești. Cum zic... Parcă altfel simți. Sunt curios dacă mai zic oamenii în vârstă în în autobuze acum. A, a făcut iar dar a făcut și bune. Oare se mai zice asta? Da, comentați, da. comentați dacă studenți, elevi, se mai zice despre ce asta sau nu? Știi că mai e vorba aia, că nu o să reușiți să vopsi, să zugrăviți ce a construit tata, spusă de Nicu Ceaușescu și... Asta e nouă, asta nu știu. Nu știai pe asta? Nu știi, știi mai multe decât Nu, eu. o să reușiți să zugrăviți ce a construit tata. Asta a fost o vorbă spusă de Nicu Ceaușescu Cătuzu. la un da. Bun, eu zic că la cât am zis de Sâmburești un bax lejer <laughs> vă dau adresa. Perfect, fii atent, completezi tu, da? A fost odată ca niciodată, Matei Dima, un băiețel de șapte ani din. Uh, vorbim acum, vrei să completăm. Uh... Pe bune. Pe bune, a, da. Bun, Constanța. Din Constanța. Micuțul Matei mereu și-a dorit să se facă actor. După ce a terminat ce a plecat în Statele Unite, unde a studiat, Actoria. Cel mai greu lucru în Statele Unite pentru Matei a fost? A fost... A, a fost... A... Nu, clar, a fost faptul că a fost plecat de departe de familie. Îți era dor de ei? Da, constant, normal. Știi că de câteodată încerc să înțeleg ce e în sufletul unor copii sau unor oameni care sunt plecați departe de familie. Ai momentul ăla în care zici, bă, sunt pe propriile mele picioare, mă descurc sau sunt momentele în care te gândești? Păi, e un motiv pentru care uh, filmele pe care le facem, serialele la care ne uităm, ne îndrăgostim de ele. Dacă te uiți atent, o să realizezi că mereu te îndrăgostești de, câte, de, de un produs video datorită relațiilor interumane din acel video. Restul e doar culoare, că e un Ferrari, că sunt actori, că e team building, că e Caterinca din Miami sau vlogării din Five Gang. Te îndrăgostești de el datorită relațiilor familiei și de-aia e, e clar că ce ne ține pe pământ cumva și ce ne ține în viață și ce contează cu adevărat întotdeauna o să fie familia. Și deci cel mai greu lucru în Statele Unite pentru Matei a fost? Distanța asta? Da, distanța, distanța de familie. A făcut videoclipuri, filmulețe pe internet, seriale, filme, dar cel mai mare, cea mai mare realizare a lui este că... Mm, a ajuns la podcastul ul lui Știu că să bagi asta în promo. Într-un final, Matei Dima se va pensiona și se va muta în... U! Mm, în munți, o să iau razna și o să cresc animale în munți, probabil. Acum tot așa, vrei să fii mai jos sub public, nu știi? Ai observat da, că fac da, asta da, din când da, în când? Da, în da, când? da, am observat. Vezi? Adică... ai observat, e important, ei trebuie să se simtă în siguranță vis-a-vis -vis de mine. Mm -hmm. uh, nu mă mai văd un cetățean al unui loc anume. Eu cred că lumea asta e mare și frumoasă și vreau să cred că de la o vârstă încolo, după ce mi-am rezolvat toate problemele și mi-am răspuns la toate întrebările, o să pot să călătoresc în toată lumea asta și să găsesc un loc unde să Și unde te vei așa? Păi nu știu că statea locuri pe... Vreau să merg prin Japonia, să devină ciudat, să fie loc ceva ciudat în Japonia. Vreau să merg în Australia, să-mi fie frică de animalele alea. Vreau să merg prin Africa de Sud. Să... Deci ăsta e răspunsul la într-un final Matei Dima se va pensiona și se va muta în alături de familia lui formată din... Uh, familiile. Uh, uh... <laughs> <laughs> A, ce probleme? Vezi ce probleme îmi face acasă, Cătălin, e. pe bune! Hai să discutăm, adică cum te vezi tu așa? Mm. Clar vreau o familie la, familie la, la bătrânețe. Nepoței? Să-i eu cum era pe vremea mea, mă, să le spun. Dar de ce la bătrânețe? Ce înseamnă la bătrânețe? Bătrânețe ce înseamnă? Nu știu, după 60 de ani. 70. Adică tu atunci vezi familia? Nu, păi mi-ai spus unde se oprește totul. E asta, da, vă, da. după 60 de ani să mă opresc undeva, o casă mare, nepoți, soții, tot ce trebuie. Soții? Soții, am zis. Soții copii. Frate, tu ai, ai căștile alea puse? <laughs> soții, adică soțiile copiilor mei. Exact, soțiile. Mei. Te, te vezi căsătorit? Momentan nu, dar la un moment dat... uite la botca. Știu că se uite, știu că se uite, știu că vrea, dar în același timp suntem sinceri nu mă văd momentan căsătorit, cred că mai am multe de învățat din a, ce înseamnă a fi într-o relație. Și, dar în același timp, într-un mod ciudat, parcă mă văd parcă a fi părinte înainte de a fi căsătorit. Nu știu dacă are sens pentru tine. Cred că mai la tine a fost nu? Da, dar, dar nu le iau pas cu pas. Eu, repet, sunt un băiat care a fost singur mulți ani de zile, care învață ce înseamnă să fie într-o relație încă și nu vreau să fac pașii ăștia rapizi către o greșeală, să zic așa. Deși în același timp, când mă uit la cum au reușit ai noștri... Nu mi-e teamă. Nu mi-e teamă. Mi teamă, nu. Doar că vreau să dau cea mai bună șansă. Dar te vezi înainte, părinte, de a te căsători. O văd ca pe o opțiune, da? adică nu o exclud opțiunea de a fi părinte mai întâi și de a mă căsători după aia, dar nu mi se pare cea mai bună opțiune. Dar tu, acum, de exemplu, deschizi telefonul și te uiți care e planul tău pe următorii 5 ani. Uf. Că Pe tine te văd așa un tip foarte pragmatic și foarte da. organizat. Momentan am ajuns în a, la apogeul celor cinci ani din urmă, să zic. Adică ai, ai bifat tot ce ți-ai da. dorit în urmă cu 5 ani? Uh, da, cu amendamentul pandemiei care ne-a cam pus frână la toți, dar sunt în punctul pe care mi l-am dorit acum 5-6 ani, și anume să fac filme. Și nu numai că reușesc să le fac, dar le fac și la un nivel la care eu cred că e bine, momentan. E loc mult de a deveni mai buni. Acum, hai să nu fim modești. Toată lumea spune că se vede diferența între filmele făcute de tine și alte filme românești. Adică, probabil se vede și uh, praful la magic pus de școala sau de timpul petrecut în America. Sunt zare. de acord, însă eu cred foarte mult în uh, filmul comercial de calitate. Și acea calitate crește doar dacă noi reușim să creștem și publicul. Să-l creștem, adică să vină la film, să plătească, pentru a, ca tu să te poți baza pe uh, o investiție mai mare. Să le dai mai mult, să le dai mai frumos, să le dai mai bine împachetat. Ca să se întâmple asta, tu trebuie să... Că practic ai aici filmul comercial la simplu, slapstick, Miami... Five game, nu știu, și aici ai artă, să spunem. Tu trebuie cumva să ajungi undeva la un mijloc în care tu ai filmul ăla comercial, care nu știu, care e Game of Thrones, care e, mă rog, la serial. Care sunt Shawshank, The Redemption, toate filmele astea clasice care au rămas, care sunt la mijloc. E comercial, dar calitate mare. Ei, noi nu putem să facem sărituri foarte mari, pentru că publicul nu e gata. Noi cum facem? Facem Miami Beach. Bă, au venit 550.000 de oameni, puteau să vină am mai mulți. de milioane de oameni au văzut da. la cinema. La cineva. Da. la cinema. Veneau mai multe dacă nu se oprea de la pandemie. Bun. Păi ce facem acum? Hai să încercăm team building. Ce facem la team building mai bun cu un pas? Aducem 30 de actori de comedie, care au istoric de comedie, care au istoric în stand-up, care au joacă pe scenele teatrului și așa mai departe. Bun, Asta e un plus. E mai bine că la noi, na, eu și Codin, am avut, chemat o grație de mamă pe acolo care nu jucau neapărat, nu aveau. Avem acest spus. Ce facem la următorul? Hai, poate punem niște acțiune. Ce facem la următorul, știi? Și, practic, noi încercăm să ajungem la cel mijloc al filmului de calitate, de, comercial de calitate, doar că durează și publicul trebuie să înțeleagă asta și să să, 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 să aibă puțină răbdare. Și peste 5 ani? Ăsta ar fi. Ce vreau eu foarte mult este adică să Adică tot în România afor. te vezi? Nu, da, tot mă văd român pe viață, ca să zic așa, dar aș vrea... Asta a fost să... pentru public să înțeleagă modestia. Nu e de modestie, eu iubesc România. Dar pe bun, îmi place adică nu ți un... să te... Doamne, adică să ok, și clar că iubești România, că ești, că ești român, ești de la Constanța, dar nu te vezi să ai succes acolo la Hollywood, să zică lumea, bă, parcă să era din cartier, de la noi, Ideal, de la Constanța. ăsta din... este, dar să fiu acolo mândru că sunt român. Mm -hmm. Asta vreau, să fiu în, pe o scenă undeva în America, mândru să zic că, uite, sunt un român care a reușit acest produs care a prins și afară. Și sunt de acord cu tine. În 5 ani, asta este planul meu, să scoate în capul și afară cu această companie, cu această industrie. Adică te vezi făcând o producție pentru păi afară. trebuie să mă proiectez cumva, că altfel mai greu se întâmple. Deci pe lista ta, asta este, în da. următorii cinci 5 ani, l-avem invitat la podcastul nostru pe regizorul internațional Matei Dima. Mamă, dai seama ce cadou ori să dăm un vin. Că nu mai poți atunci cu ceasuri și cu vin românesc, dacă ești regizor internațional. Trebuie să vii cu ceva bun. Îmi dai tableta aia în cinci ani. Nu, dar o să mergem tot pe vinul românești pe asta, că o să-ți aducem aminte că tu erai tradițional și că dai România. Da. Și oamenii... nu să uiți de unde ai plecat. N-ai zic... cum să uiți de unde ai plecat. Niciodată. Și uh, sper că... Ca... Știi care e chestia? Eu chiar cred că o să ajungi acolo. Dar știi de ce? Pentru că mi se pare că ești un tip foarte organizat și pe lângă faptul că uh, tu și echipa aveți foarte mult har și foarte mult talent și foarte multă muncă, mă gândesc că dacă niște oameni râd la Mol Băneasa, într-o sală de 400 de locuri, mă gândesc că aceiași oameni râd și într-o sală din America la aceleași glume, pentru că multinațional asta din team building e și în America, este oriunde în lumea asta, știi? Și n-ai de ce să nu zâmbești. Ok, nu e rapid, e Manchester, e, se schimbă un pic datele probleme, dar în rest, cam asta e. Doamne ajută să fie auzit pentru ce ai spus, asta îmi doresc și eu foarte mult. Și atâta cer oamenilor cumva să aibă răbdare cu noi, că noi ne străduim foarte mult. Oamenii, pentru ei nu contează, după cum ți-am zis, ce vorbim noi acum, au să fie văzut de probabil zeci de mii, sute de mii de oameni, dar ei vor doar să se pună în scaun și să se bucure de un produs. Pentru ei nu contează neapărat ce am făcut noi în spate. Și, și de-aia nu, poate că mulți dintre ei ne văd ca pe doamne, ăștia cu vidra global sunt corporație care fac. Nu! În fi, la fiecare film, eu îmi risc și pielea, și fundul, și banii, și sufletul pentru el ca să meargă. Și de-aia merge. Altfel, altfel nu merge. În televiziune e o vorbă, trebuie să trezi sticla, știi? Așa probabil și la film e o vorbă. Da! Se, trecutul ăsta de sticlă este o consecință a faptului că eu mă bag all-in în proiectele astea în care cred cu adevărat. Și suntem totuși niște niște băieți independenți, adică noi punem de la noi, nu ne bucurăm Dar de aveai, la un moment dat statului, niște taxe de... pe care le plăteați. Da. Mai e statistică? Asta e, da, am o, am o statistică. Pentru că oamenii nu înțeleg că, de fapt, banii ăia din biletul de film plătit de ei nu e 100% către vreți, voi. Da, vreți numere? Vreți numere? Da. haide să trecem la multinațională. Scoateți un pic foaie și aflați că, de fapt, din prețul unui bilet. Da, Oamenii dai. ăștia care l-au produs, care au produs filmul, rămân, de fapt, cu 10%, nu 10%. Nu 10%, dar cel mai mult lăsăm cinematografului, da. pentru că dacă nu poți să-l pui în cinema unde îl pui. După care plătești taxe către stat, către CNC, către etc. Și de abia la final rămâi cu vreo 30-35% tu din ce faci un film cu adevărat. Și asta este adică un dacă fanfare. un film încalsează un milion de da, euro din tu bilete, dai 30, 300 30, de mii. Da, cam așa. Da. După care, atenție, din banii tu trebuie să-ți scazi bugetul. Adică actorii... Acei uh... 700.000 de mii de euro trebuie să-i scazi din acel 30%. De-aia încerc să zic că noi jucăm foarte aproape de inimă. Nu e, nu e normal ce facem. Ce-am făcut cu Codin la Miami nu e normal. A fost o nebunie efectiv să ne punem toți banii și să credem că o să iasă din treaba aia ceva. La team building la fel. E o nebunie faptul că se întâmplă. Și asta e mai mult un fun fact cu numerele, dar toate filmele pe care noi le-am produs au generat înapoi României aproape un milion de euro în taxe. Deci vorbim de două five gang în Miami Beach și în team building, până în punctul ăsta, atenție, calculat până atunci că astăzi... Adică am până rugat... în punctul ăsta înseamnă vreo două săptămâni de la lansare. Da, uh, nu, o săptămână singură, că încă nu am calculat ce, okay, ce ne -am cam intrat. o săptămână de la lansare. O săptămână, lansare. 200 de aproape de intrări. Noi, în taxe date înapoi statului, avem un milion de euro pe care l-am dat înapoi statului prin impozit, pe venit, pe nu știu, pe nu știu. Tot felul cum. de taxe. Da, le-am cerut astăzi că știam că vin să vorbesc cu tine și eram foarte curios pentru că mulți ne au fost la un moment dat așa, nu știu dacă știi povestea cu rebate-ul, că noi am avut și un rebate de stat care trebuia să susțină cinematografia, să vină de afară. Nu s-au încasat niciun bani pe treaba aia, și înțelegi? Și noi totuși dăm înapoi. Și pe lângă asta, susținem și filmele independente care vin, nu independente, scuze mai filmele de artă care sunt acceptate și se, se dau la concursul de la CNC, pentru că noi dăm din fiecare bilet 4% către CNC. CNC, să răspundem oamenilor, este Consiliul A, da. Național de Cinematografie. Consiliul nu? Național de Cinematografie. Toate filmele astea mai de, mai de artă care sunt acceptate acolo, noi, noi, noi cumva sunt, nu, suntem, nu, suntem, nu suntem acceptați în zona aia, noi suntem generații cu ăștia? Ei sunt Golanii din uh, da, film. Vrei să știi cât la sută, cam care. În, cât se adună suma pe care noi am dat-o pentru ei să dea la alte filme, 200.000 de euro. Deci, voi, practic, prin lucrurile pe care le-ați făcut, da. succesul vostru va a obligat să-i ajutați da. și pe, pe ceilalți. Da, și nu mă deranjează. Eu vreau să fost susținem ball, când Seniorii susțin juniorii, nu? Da, eu mă, eu mă bucur dacă se face într-un mod corect să susținem o cinematografie de artă, pentru că, până la urmă, noi, pe zona de artă, mereu am fost foarte buni și foarte, foarte apreciați în Europa. S-au luat o groază de premii, se ia ursul, se ia ți se pare se că, regardul non-stop. Dar ți se pare că oamenii uh, nu privesc chestia asta așa? Adică au impresia că ok, niște băieți au făcut și un film, au înjurat acolo, pentru că de foarte multe ori auzi chestia asta. Bă, se înjură da. în filmul ăla, nici filmul nu mai e ce era odată da. și, și că nu vă poziționează, poate, acolo unde crezi tu că trebuie să fiți. Da, cred că noi fiind acum nu am, efectiv, nu am denumirea în română, dar se cheamă Industry Disruptor. Noi am intrat într-o industrie în care s-au dat lucrurile peste cap și nu sunt calibrate. Lucrurile nu sunt calibrate, oamenii nu înțeleg. Bă, stai mă puțin, ce cu ea, ce cu noi, ce cu ăștia și de-aia se judecă, de-aia se, 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 se pun niște etichete, pentru că oamenii nu au avut ce oferim noi acum încă? Noi nu am avut film comercial de dinainte de Revoluție, de la uh, Sergiu Nicolaescu. Și de-aia este greu să o reglementezi acum, să spui ăștia sunt ăia, noi suntem ăștia. Dar eu cred că în câțiva ani o să se mai așeze. O să zic că oamenii, bun mă, Dar știi de ce fac... în câțiva ani o să se reglementeze treaba asta? Mm. Pentru că voi o să fiți niște bătrâni și o să apară alții mai tineri care o să facă ce făceați voi acum față de cei da. care priveau înainte. Eu cel mai tare mă bucură să inspir și pe alții. M-aș bucura să apară niște, niște băieți, niște fete să zică, bă, am văzut noi o și facem mai O să mai fiți dinozaurii care nu o să lăsați pe alții să apară. O perioadă. <laughs> până, până păi la cât kind of reminder îmi iau, chiar am gluma asta, că știi, în, în Miami Beach, eu am avut o improvizație care a rămas, aia cu cum spui, te iubesc. Spui, sugi, da. așa. Îl învățați voi pe american. Exact. Aia a venit din experiența mea de la facultate, în care orice străin te cunoaște, te întreabă un jurător. Da, a, tu ești român? cum să haiu să-i fac mai Adică, da. și am, la o scenă cu băieții din, din film, am dat, le-am propus la, la Codin și la Jesus, am zis, bă, dar ce ar fi să transformăm asta în, în I love you, you say, suge, sugi, așa, știi? Și am zis, e bombă. Bun, hai să o păstrăm. Și am păstrat-o. Timp de un an după Miami Beach, pe, stradă, era sugi, bro, știi? <laughs> Acum, cu ăsta, e, hei, ca reminder, reminder, bro, știi? Și am zis, la următorul film am vorbit și cu, cu, Alex, dacă îl facem împreună, am zis, vreau să ai o glumă, prin care se termină cu mult respect domnul, domnul Dima sau ceva, ca să am și eu una în care nu mă înjură oamenii pe stradă. Da, da, asta înseamnă succes. Oamenii să țină momente, minte, momente din film, da, replici da, 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 din da, da, da. film, e ok. Da. Dacă ai nevoie la Budă, să știi că se poate merge. Ești ok? No, sunt ok, am făcut okay. bine. Perfect, ok, perfect. Uh, mai am câteva întrebări pentru tine și, și chiar aș vrea așa să le trecem pe repede înainte, dacă se poate. Uh, sunt un fel de nu știu, răspuns mai cu da, cu nu, cum, cum te simți tu bine așa, știi? Bă, eu că sigur e cu skepsis de la tine. Nu, no, nu e cu skepsis, e ceva, ușor așa. Faptul că ești prieten cu micuțul a venit în avantajul tău, munca asta împreună? Da, 100%, noi avem o sinergie puternică. Da, e dificil? În... Dar m mai întrebat o dată, te-ai păi? supărat cu micuțul la un moment dat? Nu, nu, chiar mi s-a părut un tip foarte mișto și a venit și la emisiune și a fost foarte fain. Da? Da. Dar îmi place câteodată să mai repet întrebările da. astea, am impresia că oamenii pot să răspundă și altfel după. E Bă, foarte mișto cred... și foarte... Da, e, talentul lui e, 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 e greu de meciuit, cât acum în România. Are și uh, succes foarte mare în online, ceea ce e greu să găsești acest uh, duo. Mulți care sunt talentați, dar nu prea știu oamenii de că de ei. Mie mi se pare foarte tare că ești recunoscut și de aia din online și de oamenii exact. care sunt uh, offline, ca să spun exact. așa. Și Iar te el... recunoști și îți recunosc talentul. Da, și el a terminat și unei atc a intrat în cu... primul, dacă nu mă înșel, dintr-o poveste de-a lui. Și se simte treaba asta. Se simte puternic, și a ajutat foarte mult și la, și la film. Acum, că noi avem clinciurile noastre, sunt prietenești, adică nu sunt clinciuri care dăunează, să zic, mai departe de între noi doi. Știi? Și asta mi se pare ce mai important. Actorul tău preferat din România? Mm, wow, ce întrebare bună. Toa, ce și întrebare ai voie să, să dai doar un singur nume actor preferat din România? Băi, Ivanov. Rămânem Ivanov. aici? Rămânem la el? Pe unde să mă mai duc? Păi nu știu, de asta te-am întrebat, știi cum e. Îl știi? Să... Da, să nu deranjezi în stânga sau în dreapta, de azi. Păi n-am cum să deranjez, că n-am lucrat niciodată cu el, n-am nicio treabă cu el, efectiv nu deranjez pe nimeni. Dar din ce am văzut, e, e Hollywood level perfect. Haideți să mergem și mai departe cu Pulhac. Cum a fost povestea în, <laughs> în, film? Că nu se aștepta multă lume. La un moment și-a luat și sticla aia în cap, nu? În timpul filmului. Băi, Cristi... Fotbalist, el... Fotbalist, adică. despre da, asta deci, e vorba. Nu numai că e fotbalist, dar și limbajul meu cu el mereu avea, a, avea tangențe cu fotbalul. Mereu îi spuneam Cristi la încălzire. <laughs> Vine scena, știi? Adică era... Era... A jucat foarte bine, n-a avut a multe jucat. vorbe. Bă, dar tot ce a dat, a, a dat bine. Impecabil. Și mie mi-a uh, el zice, povestește mai bine decât mine, când a ajuns între actori. Când s-a dus în backstage cu Craiovenii și toți ceilalți cinci sunt uh, actori pregătiți să fie actori. Și era timorat rău. Și a zis, bă, mă duc eu acolo, nu știu ce. Dar Adi Nicolae, fiind un lider și în film și în realitate... Bun, foarte bun. Luat l-a luat la... Nu că l-a acceptat, că n-avea ce să accepti că Cristi e un super băiat. Și-a dat seama din prima că e un de super băiat. de ce l-ai luat pe Pulhac și nu l luat pe Mutu? De ce l-ai luat pe Pulhac și nu l-ai luat, nu știu, pe Raț sau pe... Nu știu, dau tot felul de nume uh, de fotbaliști. Pentru că... Sau pe tamaș Băi, o, o să fiu sincer cu tine, e, e și un prieten al meu, adică eu un băiat cu... Soția lui este colega mea de liceu din din liceu, adică ne știm de efectiv 20 de ani, mai cât au trecut mai așa, uh, și pentru că în secunda în care eu m-am gândit la personajul colectiv al craiovenilor, îl vedeam acolo. Uh -huh. Pe mutun, na, nu m-am gândit vreo secundă, mă rog, mi-a dat așa în follow acum de când cu asta cu rapidul, dar nu... Nu cred pe bune? Da, mi-a dat, îl înțeleg de ce, probabil i-au scris băieți. Nu cred, adică tu era, te urmărea pe. Îl pe urmărim Instagram? de ani de zile și eu îl respect foarte mult. Deci te urmărea Adimutu pe Instagram, mm. tu îl urmărai pe el. Normal, de ani de zile, da. Și el s-a dat în Păi, cumva îl înțeleg. Adică dacă mie mi-au venit zeci de mesaje de te omorâm, te bătem, te prindem, te distrugem, te mamă, ne ai zis tăiem. aia, nu știu ce, îți dai seama că și el a primit la rândul lui bă, tu îl urmărești pe ăla care a zis că. Nu ca e reminder la rapid. Da, și îl înțeleg. Eu sincer nu cred că el e deranjat, dar îl înțeleg de ce a zis, bă, stai, trebuie să-i dau ăsta, că văd ăștia și îmi comentează și-a văzut -a de treabă omul, că el are o treabă, face o treabă super bună la rapid acum, adică îl înțeleg, de lasă, n-are nevoie de... Să zicem că vede podcastul ăsta Dimutu, ce îi spune? Să mai stea puțin, să-mi dea follow <laughs> înapoi, că trece, să, să mai stea puțin. Nu, ce, ce să-i spun, eu mă bucur foarte mult de faptul că și-a găsit acum, are, are flow foarte tare pe... și... Merge foarte bine echipa și chiar, chiar merită tot, tot binele care se întâmplă lui acum. Dar ai primit mesaje de amenințare? Am primit, da, am primit în perioada aia, mă rog, a fost mai întâi Valul, care era de, de ură, după care ușor, ușor s-a diminuat. Dar am primit nebunii, bro, am primit... Mamă, totul a fost o conspirație pentru că-s Craioveni în film și noi am pierdut cu Craiova săptămâna trecută. Am primit niște de astea. Eu îmi dau un scribe acum de la Netflix. Pentru că tu ai făcut filmul ăla. Adică am primit niște nebunii din astea totale. Dar de leni, nimic. Ardenii erau cei mai. cum să zic, țiplă. <laughs> Merg săptămâna viitoare să arăt filmul la Cluj și sunt tare curios. Mi se, ce Mie o să se pare că foarte este filmul ăsta făcut și merge să vedeți team building. Mie mi-a plăcut și când îmi place un lucru, îl spun așa în gura mare, pentru că se regăsesc și oltenii și moldovenii, se regăsesc și bucureștenii și clujenii, totul. Foarte fain. Da, da, este o satiră. Ce aș vrea să să menționezi. Mă rog, exact m de... te râzi, glumești și nu îți iei filmul ăla ca și cum e despre tine. Adică no. e pur și simplu te distrești și aia e. Da, dar cred că oamenii ar ajuta să știe și că sunt forme diferite de comedie. În, în cazul nostru e o satiră. Facem facem un mișto exagerat. Cam asta înseamnă. Nu e parodie, nu ne ducem în uh, uh, scary movie, not another teen movie și așa mai departe, în niciun caz, dar satirizăm niște chestii și uh, toate au o explicație la final. Adică nu-i slapstick. Actorul prefer tău preferat de afară? Oh, uh, de afară cred că în momentul ăsta, că se schimbă, în funcție de munca pe care o fac, uh, acum culmea e Tom Cruise. Deși n-a fost niciodată. Mi-au plăcut Christian Bale, mi-au plăcut uh, uh, Leonardo DiCaprio, care fac personaje, efectiv. Ei stau, dorm în dorm în cadavru de cal ca să joace bine, să ia oscar -ul. În schimb, în ultimii ani, mi se pare că ce face Tom Cruise cu filmele lui, și anume că își face fiecare stunt, se aruncă de pe avioane, se așa, mie, mie pe mine -a văzut ultimul a nu? Da. Dar crezi că e rău dacă am fost la filmul ăsta cu Andra și am plâns? Și eu și ea, la final? Nu este deloc rău. Tu plângi la filme? Uh, da, da, chiar plâng la filme. De curând am povestit cum am plâns când eram copil la... Asta cu Armageddon. Ok, perfect. Dacă <laughs> ce, da, ce cu Bruce Willis. Willis. Rr, random, da, când moare Bruce Willis, am plâns ca, ca un copil care ieși. Și, și când ești mai mare? La ce film ai plâns? Uh, în, am plâns la Copacul Dorințelor, la ultimul film pe care l-am făcut înainte de team building. Și un film care să nu te implice? Ca să nu mă implice? Nu, mai greu. Mai greu să plâng. Pentru că cred că sunt în perioada aia în care mi-e foarte greu să consum conținut. Pentru că îl privești fără pe omul ăla da, și zice actor acolo așa jucat. Dar La Copac a fost interesant, e regizat, e regizat de Andrei Huțuleac, un, un prieten al meu, uh, și aveam o scenă în care duceam fetița la copac și era cumva metafora faptului că eu o, o duceam pe lumea cealaltă. Și am vorbit cu el foarte mult despre scena aia și i-am zis, l-am întrebat dacă vrea să plâng în scena asta, pentru că știam că o să fie un proces mai greu pentru mine să obțin acea emoție. Și el mi-a zis că da, că ar vrea să plâng. Și în seara de dinainte să filmăm scena asta, eu am, eram în drum de unde, de, la, de, unde filmam până acasă și mereu treceam prin procesul ăsta ca să, mi, ca să mă pregătesc pentru scena de a doua zi. Și m-am am, am, stat așa în mașină și m-am gândit foarte mult la mai multe... E o tehnică prin care îți vine să plângi. La ce te-ai gândit? Că-ți pierzi ce? Nu, nu se povestește asta. E ca la magician. Te-ai familie? Le... Da, ți-am că e la magicianul. magician. Un magician nu-și da. spune trucurile cătele. Și ce ce, ce mai fani că mă întâlneam cu micuțul care era cu godină printr-o un printr o randomness total. Mă întâlneam cu, cu alpaca, el. Ceva, ceva. Exact, era cel mai ne-a ajutat, ne ajutat, și el cu, da, într adevăr cu alpaca și uh, m-am uh, încercam, încercam să plâng și când am ajuns efectiv la ușă la unde erau băieții, Bă, m-a zunit um, un plâns în ultimul hal, efectiv, și treceau oamenii pe lângă mine, se uitau la mine cum plângeam. Am intrat la Cosmin acolo, m-a văzut ce ai zis, ce ai m-a ajuns proiectul ăsta pentru că, sincer, ce m-a împins în secunda aia cel mai tare să plâng a fost, uh, n-a fost o chestie de familie, cât a fost despre copiii de la hospice Casa speranței pentru care făceam filmul și eu îi cunosc personal și eu și, am, am schimbat personajul fetei cu o fetiță pe care o cunosc de la hospice și în momentul ăla pe mine m-a bușit plânsul în ultimul hal și am zis bun, asta e tehnica, asta e, asta e punctul. Da, care da tehnica te asta adicat. venea dintr-o realitate. Păi de obicei e, asta este cumva o tehnică folosită și de către mulți actori. Și de multe adeor, poate să fie așa dintr-o imaginație că anormal. îți că pe cineva, nu, fiecare... dar chiar venea dintr-o realitate, la... pentru că oamenii de la hospice da. la fiecare... chiar au niște povești incredibile. La fiecare e diferit. Dar eu mi-am găsit asta și am zis bun, deci asta e ce mă distruge, hai să mă distrugă și mâine. Și a fost fanii a doua zi când am ajuns, eram eu foarte asta trebuie să fac, hai, este și ultima scenă din film, trebuie să avem grijă și când am ajuns acolo mi-a zis Andrei, regizorul mi-a zis, M-am gândit mai bine, o să plângă doar Maia. Restul nu puteți să plângeți, pentru că e prea mult. Și a zis, bă, gă, am stat, mi-am mi distrus ultimele 24 de ore ca să fiu pregătit și acum nu mai pot să o fac. E geloasă, Dani? Ai sunat mai devreme și nu ai răspuns. Deci ai un mod atât de random de a trece de la și plângeam pentru copiii ăia <gânt> care au boli incurabile. Da, nu e geloasă? Nu, no, dar pur și simplu am terminat momentul ăla și am văzut că te-a sunat mai devreme și ai dată... A... Da, nu știu ce se întâmplă, că i-am zis vezi că la muncă, frate, unde mă tot frești la cap, trebuie să produc de geloasă? filmul ăsta. Uh, nu e... e controlabil de geloasă, din punctul de vedere, nu al meu, că eu nu vreau să controlez pe nimeni, nu sunt toxic, dar am avut discuții, cumva, când am mai avut de la început, i-am zis, bă, vezi că eu o să am videoclipuri, eu o să am filme, o, o să mă pup în filme. Mai mult, că te pup e una, dar okay, fac multe o, în filme. Că o iau pe Anca Dinicu un filmul Team Building și o întorc pe toate... Mai mult m-a întors ea. Okay. <laughs> și întors asta e adevărat? Da, dar înțelege. Înțelege că există o separare între cele două lumi. Ok, asta e, e bine. Fii atent, uite, pe finalul podcastului, că nu vreau să ai probleme acasă. Mm. Perfect. O, să, perfect. o să vreau să, să te întreb câteva, <laughs> câteva lucruri. Și întotdeauna problem, chestia asta când vezi un actor de comedie, un actor care știi că uh, poate să scoată un sketch așa la un moment. Ai și câteva momente pe care vrei să le faci cu el. Și în felul următor, dacă te aș pune acum să improvizezi anumite situații și anume. Ce poți să spui la doctor, dar și în pat. Același lucru? La doctor, dar și în pat. Și să meargă brici, același lucru? Nu știu de unde am luat-o. Ok, perfect. Dar ce, po ce poți să spui la spovedit, dar și când te ascultă proful la tablă? Nu știu de unde am luat. Nu, nu. <laughs> Asta cu spoveditul e și pe... pe acum, știi... E sensibilă. E sensibilă. Te ești credincios? Situația. sunt Sunt destul de, da, tot în prisma oamenilor mele. Dar sunt și foarte... În, nu, nu vreau să zic îndoielnic, dar vreau să mă informez, știi? Adică suntem o generație care are norocul de a avea acces la informație. În schimb, știu te că Informezi sunt... ce? Să afli dacă este Dumnezeu? Nu nu neapărat să te, te informezi asta, dar să cunoști despre marile religii ale lumii, de exemplu. Adică să nu mai fie despre, uh, uite, sunt în școala generală și mi se spune că așa ar trebui să fie hai să văd cum e și în alte părți, hai să iau singur decizia, știi, ce ar trebui să fie și cum ar trebui să fie. Cred și sper că noile generații chiar sunt mai, mai bine calibrate pe zona asta și că nu se impune efectiv, bă, uite, așa trebuie să crezi. Dar sunt conștient că ai o viață mai, ai, ai potențialul pentru o viață mai bună atunci când crezi în ceva. L-ai simțit pe Dumnezeu așa, aproape de tine, la un moment dat? Da, da, în ziua în care a salvat-o pe mamă, sunt sigur că Dumnezeu a fost alături de mine, sunt sigur că uh, am, un, uh, am un, un, înger păzitor în multe dintre lucrurile care mi se întâmplă și încerc cumva să-mi trăiesc viața dând înapoi. De și asta cu hospisul de care ai spus, a venit după ce eu am avut succes cu Miami și Five Gang și am următorul film, e făcut gratis, pentru altcineva. Eu n-am luat zero bani zero lei să scriu, să produc și să joc. Asta vorbim de o muncă de luni, de zile. Foarte multă lume zice uh, că filmul ăsta merită să-l vezi așa, ca să, să, te pună puțin pe gând. Da, îl găsiți pe Mi am metric. făcut niște materiale la un moment dat, Ciucă, dacă ți aduce aminte, la Hospice Casa Speranței și... Uh, țin minte că am plecat de acolo debusolat foarte tare. De... Eu am plecat de acolo simțindu-mă norocos. Da? Simțindu-mă ca și cum, bă, ce e depresie? ce aia? Stai, mă, că nu... Când scoși eu un film să... Bro, sunt sănătos, sunt bine, am norocul celor două picioare, adică Știi, Asta uite, azi, la un moment dat Andra a făcut un concert de Colin de caritabil la Opera Română, îl facem și anul ăsta, un turneu prin toată țara și m-am bucurat când am văzut că oamenii în 24 de ore au făcut sold out la bilete, adică nici n-am apucat să-l anunțăm pe Facebook, pe Instagram și la un moment dat, înainte de pandemie, l-am făcut pentru Hospice Casa Speranței, s-au strâns vreo 250.000 de euro wow. și aveam în, în față imaginea mele când m-am dus undeva pe lângă lacul Tei, la un sediu de-a lor și am filmat ceva și... Eram de vorbă cu copiii aia și Îți spun sincer, n-am fost bun vreo săptămână după, după întâlnirea aia. N-am putut, adică n-am putut să fiu bun. Pur și simplu, mi-ar plăcut să fiu mai puternic, dar n-am putut să fiu. Pentru că mi-am dat seama câteodată că, exact ce zici tu, nu avem depresie, stai, nu merge netul, nu avem iPhone 14, nu avem nu știu ce și, de fapt, copiii aia își doresc doar încă o zi, știi? Încă o zi și încă o zi. Și părinții aia care sunt într-un... Uh, au mai multă putere decât tine, știi? Tu te duci să și părinții lor au mai multă putere decât tine. Da, știu exact ce spui, pentru că eu prima oară când i-am vizitat, era o dimineață când m-am dus și mi-amintesc că atunci, după ce am ieșit de la ei, am stat, m-au luat în brațe, m-au întrebat. Noi am fost aici la Plumbuita, pentru cei care poate vor să caute vreodată Hospis Casa Speranței. Da. Au un sediu în București, mă rog, undeva lângă lacul Plumbuita, dar puteți să-i găsiți pe net. E... Au niște povești fabuloase, iar oamenii de acolo sunt incredibili. Adică, poveștile sunt. Dramatice, dar oamenii și povestea oamenilor care unesc pe toți copiii, și toată nebunia de acolo e senzațională. E, senzațional. yeah, da, eu, eu după ce am plecat de la ei, m-am dus acasă și eram efectiv sub de energie. Yeah. Adică era tot ce aveam în mine era. eram, eram mort. Am stat așa pe. mi-amintesc că m-am culcat încă 5 ore și eram la prânz. Adică era ceva de genul, nu eu, nu, eu nu mai pot stau, Dar mă bucur că am dus proiectul la bun sfârșit, că oamenii l-au văzut și puțin în cinema și acum e pe Netflix. Netflix au plătit o sumă foarte bună de bani pentru ei și îl puteți găsi pe Netflix. Copacul, Copacul Dorințelor. Da, Copacul Dorințelor e pe Netflix acum, dacă puteți să găsiți. Mi-ar plăcea să intre cât mai multă lume și să-l vezi acolo în trending ăla de pe Netflix. A fost vezi. pe locul 1 la copii. Și mi-ar plăcea să fie în continuare, știi, un film de la care să n-aibă așa moarte. Da. E o metaforă drăguță. Uh, ce spui uh, la spovedit, dar și când te ascultă proful la tablă, merge mai departe. Și atunci, ce nu, să nu spui când te-a prins soția în pat cu o altă femeie? Da, 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 da. Ce să nu spui? Credeam că ești tu, baby. Habar n am... Doamne, ferește, mă, faci să vreau să-mi sun prietena, efectiv, când spui că Eu zic că sună pe Dani și a spune că ai fost la podcast și... sună și pe sună și pune pe speaker. Să sună și spune pe speaker, dar cu amendamentul că asta poate pica la montaj. Da, 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 exact, ciucă. Dar De a spune ca și cum ai terminat podcastul și ca cum vorbești tu și pe cum a fost. De ce îmi răspunzi atât de urât? Ce s-a întâmplat? nu mai faci Ok, bun. Asta a fost. Super. Eu am o relație foarte drăguță și aparențele înșală. Ea poate că a avut o zi mai proastă, nu și-a notat că sunt la podcast. Știți cum și, se întâmplă. Da, exact. Și am avut telefonul pe silent vreo două ore și jumătate da. și e păcat, dar oricum mergeți la team building oameni buni. E foarte mișto filmul ăsta. Sună, da, e, e, sună. Da, sună, sună. Eu zic okay, să... E, da, suna, da. Da. Vrei să le spui ceva oamenilor care se pregătesc să meargă la team building? Uh, oamenilor care se pregătesc să meargă la team building. Mm. Eu cred că în punctul în care o să lansăm, uh, o să lansezi acest podcast, o mare majoritate o să l fi văzut deja. Și pot să le mulțumesc că au fost. De ce mă, și... crezi că un film poate să stea două luni în cinematografie? Asta o să fie cam la vreo trei săptămâni de când și a fost dar eu, la eu -a. cred că o să apese foarte mulți care, care au văzut filmul și sunt curios să... Uite, hai să facem în felul următor. Oamenii să ne lase în comentarii dacă au fost la film sau dacă nu au fost la film. Mi se pare corect. Și poate să ne, poate să ne întrebe, poate să ne, să ne zică părerea. Eu, pentru mine, repet, am dat tot ce am putut din mine să fie un, un film mai bun decât ultimul și o să încerc să fac asta și la următorul. Să știi că e foarte mișto și sincer îți spun chestia asta, felicitări felicitări ție întregii echipe și sunteți foarte mișto. Super, mulțumesc. Și știu mulțumim. că trebuie să încheiem podcastul ca să da, Dani. Trebuie să mai am ce... o relație după podcastul ăsta, vă rog frumos. De cât timp sunteți împreună? De cât timp eram? <laughs> Mulțumim mult România, a fost la podcastul la casă la Măruță. Vă așteptăm la următorul. Până atunci share, like și lăsați mesaje. Oprim podcastul pentru că omul trebuie să vorbească la telefon, pur și simplu. E ok. Să te ia totul. Cat. 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 cat, cat, Da, iubire. Da, alo!